Fraților, astăzi vom discuta despre cum își petreceau românii verile în urmă cu un secol și mai bine. Adică pe vremea când încă nu era la modă să mergi în Tasos, Ibița sau Maldive și când vama veche era doar o simplă vamă și din fericire n-apucase nimeni să cânte despre ea. Erau vremuri rare în care costumul de baie semăna mai degrabă cu echipamentul de protecție din prezent, iar trenul din București până în Constanța făcea probabil mai puțin decât astăzi. Dar nu o să vorbim numai de litoral, ci și de moduri în care se trăia vara în oraș și în special în capitală. Asta dacă nu plecau la locuința lor de vară, de la țară, ca să parafrazez un șragăr. Eu sunt Lucian Vasile, iar invitatul meu de la podcast-uri de istorie este Damian Amfire, cel mai bun ghid al cimitirului Beru din capitală și de asemenea unul dintre cei mai iscusiți povestitori ai trecutului nostru. Bancul că se întâlnesc Ceaușescu cu Decebal pe lumea ilaltă. Ce, bravo șefule, ai ținut mai mult ca mine poporul în frâu. Ce, păi da, păi tu ce ai folosit? Păi simplu, cultul morților, tu? Similar, moartea culților. Aproape. Și am și pentru perioada comunistă distracția că au băgat materialismul dietetic. Asta e expresia lui Dinescu. Asta e că am adus una mișto. Exact de la un chef. Păstorel Teodoreanu cu Brâncuș. La verde parcă am pus-o. Da, cu Ciocanu și cu Dalta sunteți maestre divin, dar acum întreb alta, fii vețoare și la vin? Și mă provoci, vezi că n-o săpați, tinere. Mai puțin știut faptul că Brâncuș era drojdier clasa întâia. Genul ăla pietros, dă 5 sticle și nici nu clipea. Zice, în voce-i cardă se răsfrânge, desigur, inima-i de aur. De asta, seară lângă nana, mânzatul o să fie taur. Și Tudor Mușatescu zice, în seara asta veți vedea și jur că adevărat vă zic vouă, mânzatul nostru o să stea ca un viță la poarta nouă. Niște turiști americani merg în Scoția și ajung într-un cătun din ăsta până Highlands, intră în pub-ul local și în pub gol numai barmanul și cu un scoțian bătrân care stătea la geam. Și ăștia să intre și în vorbă. Hello, sir, you're from here? Of course I'm from here, my lad. What's your name? Angus. So what did you do, Angus? Oh, I did lots of things, my boy. You see the pub here? I built the pub with my own bare hands. But do they call me Angus, the pub builder? No. You see the bridge over the river there? I built the bridge with my own bare hands. But do they call me Angus, the bridge builder? No. But you fuck one sheep? Angus the ship shagger. Păi până la orașe, hai să vedem și cum era vara, chiar la fel de cardă și atunci? Garantat nu. Că ți-am zis, citeam jurnalul Eugenie Acterian și spunea că vai, că e cald, s-a schimbat clima asta în anii 30. Deci... Garantat nu. Chit că n-ai o evidență a temperaturilor mai devreme de domnia lui Carol I. Dar oricum lipsește activitate industrială intensă, cine spune că nu există încălzirea globală poate să închidă clipul. E cu totul și cu totul și n-ai asemenea aglomerare urbană. Cu cât îngrămădești mai mult beton, e de la sine înțeles, adică în orașul fan de la sfârșitul perioadei fanariote, oricum se simțea altfel vara. Mult mai multă vegetație. În marea aia de grădini și în case scunde și băgate în adins sub verdeață, că și asta e un skepsis, nu le puneau de proști. Sub marea de verdeață, chiar am găsit expresia asta, ca s-au ținut mult, căci a fost ocrotită. Că a avut nuc la stânga, nuc la dreapta. Aha. Știi? Și a stat frumos sub pădurea de verdeață. Altfel se simțea, plus că așa erau și gândite casele. Cât mai boltite, cât mai... Nu erau mari în înălțime casele vechi. Aia e modă care vine pe timpul lui Carol, cu camerele înalte. Pentru oraș, gândit bine să ventileze, îți blestemai zilele iarna până da. O încălzeai. Dar casele vechi sunt case gândite cum mai găsești astăzi pe la țară. Încăperea e cât mai lată, e largă, dar nu e înaltă. Așa, și e cât mai bine înfiptă în pământ casa, tocmai ca să tragă răcoare vara. Și să păstreze jos la subsoar ghețărire? Ghețărie aveau și așa ceva, nu? Se poate găsi și de aia, dar nu o casă de oameni obișnuiți. Casa avea pivniță, moda veche, fiind sub casă, direct, nu separat. Adică intrai în pivniță din casă. Aha. Plus că beciul tădea un pic de frig în sus,
și mai exista metoda să un soi de termoizolație, chiar dacă își permiteau condiții mai luxoase să o facă din cărămidă, o muruiau, o tencuiau cu pământ galben, că ăla izolează. Aha. Știi? Și atunci dacă are tencuială și pe exterior și pe interior, preia energia termică a soarelui și nu o difuzează în interior. Dar iarna presupun că era un frig de... Nu, dimpotrivă. Astea sunt bune să facă viceversa. Având izolație și exterior și interior, iarna ține căldura înăuntru, vara ține răcoarea. Da, eu am trăit într-o casă de asta, adică vorbesc din experiență. Eu crescut între betoane... Nu, eu am, dacă am o nostalgie la țară, că acum e drept că mă deprimă, că satul a ajuns la jumătate din populație față de când eram eu copil. Și te apucă jalea la propriu, când vezi colo pârloagă, colo pârloagă, mai sunt trei babe obosite în tot satul, când tu erai obișnuit să ieși pe stradă cu 30 de copii, te apucă depresia, dar nostalgia casei încă e acolo. Adică să intri vara în curte unde sunt 35 și să te întâmpine un 21 pic așa și nici nu-i lumină că sunt gândite și geamurile să nu stea spre soare. Majoritatea caselor la țară sunt puse cu ferestrele nord-sud. Aha. Știi? Ca să nu-ți bată, dacă să te... cumva ai ghinionul să ai apartamentul cu ferestrele, mai ales prea apus, că dimineața, hai că mai e cum mai e. Da. În camera aia nu se poate sta. Am avut ocazia să merg în vizită de mai multe ori la asemenea oameni și soarele apusese. Și tot nu... Dar am văzut asta și în cartierele astea vechi are Bucureștiului, gen Cotroceni, în spatele Palatului Victoria. Toate străzile sunt, au arbuști vechi, mari, puternici. Când intri, imediat simți diferența. Vechea legislație urbanistică prevedea așa, grosomodo, din suprafața deținută construiești maxim 40%. Restul rămâne pentru grădină. E ultimul caz păstrat în orașul vechi, e casa Filipescu Cisianu. De pe Victorie, nu? Cât e casa, cât e curtea. Și Chiselefu e o zonă unde s-au respectat, bine, s-au respectat și că a fost pentru bogați, în general, nu că Filipescu Cisianu ar fi altceva, dar așa se construia înainte. Adică spațiu verde mai mare decât spațiu construit. Ce fac băieții ăștia acum în noile cartiere este direct crimă. Da, o să... Că n-ai cât aer condiționat să bagi ca să schimbi atmosfera și ideea e să lași natura să-și facă treaba. Că dacă ai pană de curent în cartierul la într-o zi, iese toată lumea afară, că nu o să poată să stea în casă. Adică la capitolul ăsta, ăia de mult știau mai bine. Dar discutăm și chestia asta, că ideea de faptul că s-a pierdut, din comunism începând, s-a pierdut ideea de confort, pentru că oamenii își căutau un adins plăcerile. Comunismul a băgat chestia asta cu relaxarea pentru o mai bună productivitate. Știi? Ceea ce zice Dem Rădulescu în Secretul lui Bacchus. E frumos să facem gălăgie la ora asta. Oamenii munci și se odihnesc, mâine vor fi osteniți. Asta așa e, da. Apropo, de diferență, chiar vedeam apartamente construite în interberic, ce suprafețe au și ce dispunere și în comparație cu ce s-a construit după. Cu hrușciovcele, cu cutiile de chibrit. Să știi că eu n-am o părere așa proastă de ce s-a construit în vremea lui Dej. Că n-ai, au tot arhitecția vechi. Nu-i chiar Dej. Dej încă mai e cum mai e, deși eu stau într-un apartament după vremea lui Dej și am 60 de metri pătrați în două camere. Uite, bunicii mei au stat într-un apartament din 59, în centrul Ploieștiului, și într-adevăr, camerele aveau 3 metri, 20, 3 metri jumate, dispunerea este nestandardizată. Aici și în București chestia, dar astea sunt construite de sovietici și de multe ori chiar sunt pentru uzul lor. Nu, au fost... Nu neapărat. Cum ai în București la Nicolae Găină, la fostul Ho Chi Minh. La fostul Ho Chi Minh sunt niște clădiri făcute de Armata Roșie, unde sunt boierie, tăticule, ai 80-90 de metri pătrați. Păi, meritau și ei, nu? După ce ne-au eliberat. Normal, după atâta strădanie. Da. Dar hrușciovcele sunt implementate ulterior introducerilor în Rusia, adică la noi merg până prin anii 70. Toate chestia asta și sunt catastrofă pentru ceea ce ține de... Plus nenorocirea, confort 1, confort 2. Da. Și deja confort 3 e grajd. E... dincolo de orice idee umană. Da. Plus cum o concepeau bătrânii vis-a-vis de cum ai dispusă casa ca să poți să trăiești. Mie mi-a rămas expresia unui bătrân auzit de mine. A dus prima oară la apartament la 70 plus de ani, că trebuia să opereze. Zice, păi ce faci, tată? Colo mănânci, colo te caci? Da. Adică filozofia asta cu WC-ul în curte la noi nu e neapărat semn de înapoiere. Este semnul unei alte gândiri a spațiului.
în care murdăria, mizeria trebuie să stea cât mai departe de locul unde se întâmplă celelalte activități. Adică ăla nu concepea să-și facă WC-ul în casă, puteți să-i explici lui 1000 de ani cu water closet, cu... Bă, aici mănânc, colo dorm, mă cac tot aici. Da, spune-mi, te rog, când începea vara pentru românii de altă dată? Uite, eu sunt proieștean, spuneam înainte să pornim camerele, și, sau proieștean la origine, și în Proieștiul de altă dată, vara începea odată cu Sfinții Petru și Pavel, că se încheia școala, da, lumea se căra din oraș și atunci începe sezonul propriu-zis. Cam așa a fost ritmată dintotdeauna. E adevărat că în ultima sută și de ani, deci de când avem sistemul de învățământ într-o formă relativ modernă, vara chiar începe atunci când se termină examenele școlare, pentru că automat cam toată familia era condiționată de situația copilului, băiatului, fetei care era la școală, la liceu, cu mențiunea că în perioada până în interbelic avem 4 clase primare, după care în cadrul liceului ai atât 5-8 cât și 9-12. Și atunci sunt în aceeași instituție de învățământ, foarte ușor de văzut cum era vremea atunci și cum se desfășurau vacanțele, e de exemplu în cartea lui Grigore Băjenaru, Cismigiu and Company. E un lăzărist care face școala cu 100 de ani, dacă am reținut eu bine din carte, termină în 1926, clasa 12-a, și lasă un roman de unde înțelegem care era școala la, care era viața la una dintre școlile de top ale capitalei din vremea aia. Deci cam pe atunci începea într-adevăr vara. Avem oricum perioada veche, perioada de 200 de ani plus în urmă, e o perioadă care nu ritmează anotimpurile cum știm să le ritmăm noi acum strict calendaristic, ci are o întreagă trecere a timpului ritmată de cursul sărbătorilor și al muncilor agricole. Acum, dat fiindcă eu vin din Bărăgan și cumva am fost martor, deși în forma lor mecanizată, a muncilor ăstora, pentru oameni, clar, vara începe în momentul când începe sezonul primului seceriș. Prima plantă de cultură la care intri la treierat este orzul. Și la orz, dacă e vremea foarte caldă, poți să intri cam de la mijlocul lunii iunie. Cel mai devreme. Cam asta semnaliza începutul verii. Pentru că primăvara este prin excelență anotimpul însămânțării al muncilor agricole, de pregătirea culturii propriu-zise, dacă nu au fost făcute din toamnă. Și în momentul când a venit vara, treci la recoltat. Și primul sezon de recoltat, prin tradiție, vine din luna iunie, poate să înceapă la Sfinții Petru și Pavel, și se termină de Sfântul Ilie. De Sfântul Ilie, în mod normal, trebuia să fie încheiat cu prima tură de munci agricole, respectiv cu plantele cerealiere. Grâu, orz, secară, chestii dintre astea. Urma o scurtă perioadă de respiro, după care urma sezonul 2 de seceris, cel dinspre toamnă, pentru floarea soarelui și cea mai populară plantă de pe vremea lui Șerban Cantacuzino-Coace, porumbul. Ăla care era și baza alimentației țăranului, cel pe care Vitilă Mihăilescu îl numește acest vegetarian fără voie. Cam așa se înțelegea perioada de vară. Există o vorbă populară care spune că a venit Sfântă Mărie, deci 15 august ne-a încăcat în pălărie. Că în sensul că de atunci se simte că începe să strângă, zilele încă sunt toride pentru că este căldura acumulată de pe restul anului, dar deja noaptea se simte că se răcește vremea și începe să se schimbe un pic conotația vremii, dar în general se considera că vara ține până la 14 septembrie, până la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Când se intra în ciclu de toamnă, când începea culesul viilor, începeau muncile de pregătire a conservelor pentru iarna, fel de fel de preparate dintre astea, toamna fiind eminamente în timpul belșugului în curte, la legume, zarzavaturi și, bineînțeles, cum am spus, vinul, care era esențial să-ți treacă mai ușor monotonia iernii. Deci ai pe de-o parte ritmul, să spunem, societăților naturale, rurale, care își ritmează totul după muncile agricole, și altui ritmul în momentul în care ai societate urbanizată care își gândește toată viața nu după ce are nevoie să producă pentru că îi vin toate deja produse, ci după cum se desfășoară ciclurile de învățământ, ciclurile de lucru, până în perioada interbelică inclusiv, ai perioade, de exemplu, se păstrează asta în mediul cultural, teatrele, de exemplu, și închid stagiunea în luna iunie și revin în toamnă. Fie că e liber complet, fie că mai desfășoară spectacole prin țară, dar nu mai stau în oraș propriu-zis,
treabă de altfel lesne de înțeles, că dacă îți pleacă mare parte din locuitori, tu cui mai faci spectacol? Anterior și redacțiile de ziar, de reviste, la fel încheiau activitatea. În perioada interbelică o singură revistă, revista 1, mai avea activitate și el ia publica un număr estival cu pagini goale. Ca să nu ziceți că n-am făcut nimic, poftiți. Este echivalentul volumului de astăzi, ce înțeleg bărbații despre femei. Așa să zicem. Era înțeles cam de la sine pentru bucureștean, odată ce se terminau examenele școlare de orice fel, că ai bacul introdus definitiv prin anii 20, examenele de treaptă, indiferent ce ar fi fost ele, gata, se suna stingerea prin București și majoritatea plecau pentru aproximativ 2 luni. Iulie și august nu prea se petreceau de cine avea posibilitate în oraș în perioada interbelică. Chiar era expresie în perioada aia, prost un august în București. Dacă stăteai pe acolo, ceva nu făceai bine. Ori n-ai înțeles care-i mersul lumii, ori chiar te descurcai atât de prost în afaceri că nu-ți permiteai nici să te duci până la țară, la o moșioară, la o putare. Ăsta e ritmul pe care îl înțelegem până în perioada comunistă. Perioada comunistă schimbă mentalitatea, după mintea mea o schimbă în prost. Chiar dacă generalizează anumite forme de turism, turismul estival sau oricum vacanțele pentru toți oamenii muncii, cum se spune atunci, ceea ce la ansamblu e un lucru bun, că țăranul neam de neamul lui nu pomenise până atunci vacanță, vine totuși cu o idee greșită că nu mai ai confort de dragul confortului, ci confortul este ceea ce din păcate am văzut că se perpetuează până astăzi, mai ales pe medii corporatiste, este ideea de reîncărcare a bateriilor, de pur și simplu calul băgat în grajd seara să se odihnească, că mâine iar îl iei la tăvăleală. Și asta, din punctul meu de vedere, nu mai ține de confort sau de ceea ce numeau aia mai dinainte de huzur. Societatea veche avea o treabă destul de clar exprimată, că e la fel de important confortul, huzurul, cum e munca. Și încercau să aloce un timp oarecum egal. E adevărat, în cazul societății rurale, chestia asta ți-o impunea natura. Perioada de vacanță era de fapt iarna, când automat n-aveai ce munci să desfășori în afară de roboteala prin curte. Și atunci, vrei, nu vrei, stăteai în bordei, unde dădea Dumnezeu. Dar după aia, în rândurile boierilor și cutare, era fapt știut și lucru ținut până de casa regală, până la casa regală, că de prin luna mai, hai iunie, până când se strica vremea toamna, n-aveai ce să cauți în oraș și tot ce mai făceai se făcea la moșie, la palat, la castel, la conac, după cazuri. Se găsea întotdeauna o moșioară și acum cam am avea nevoie să o luăm așa în detaliu să vedem, pentru că am putea distinge cam 3 perioade generale pe care avem și documentație cel puțin și, mă rog, oricum, în perioada medievală, ideea de vacanță în sine, de concediu, e un pic de nonsens, pentru că nu exista conceptul. Avem perioada veche, să spunem, târziu fanariotă, până la Revoluția de la Pașo, până la venirea regelui. Avem perioada monarhistă, de la venirea lui Carol, dar de fapt de la finele secolului XIX până la instalarea comunismului. Și după aceea de la comunism încoace, unde ne place sau nu, s-au schimbat puține lucruri. Deci cam astea sunt cele 3 perioade de evoluție a ideii de vacanță la români. Și cum era vacanța la români, în, să zicem, hai să luăm cronologic, în prima perioadă? Ce înțelegeau ei prin vacanță sau cum își petreceau vacanța? Și prima perioadă înțelegem perioada zisă fanariotă, care începe la începutul secolului XVIII, 1711, respectiv 16, și se termină în 1821, dar bineînțeles că se mai prelungește un pic, cam Revoluția de la 1848 este de fapt semnalul definitiv de gata cu moravurile orientale. Atunci, pentru cei care erau în fruntea țării, toată viața era o vacanță, că era moda asta turcească în care implica cu cât ești mai nobil, de fapt e modă bizantino-turcească. Cu cât ești mai nobil, cu atât prestezi mai puține activități, ajungându-se până la chestii care par aberante astăzi, că domnitorul sau marii boieri erau purtați pe umeri, ei nu se oboseau să meargă. Adică o lene dintre asta feudală are George Călinescu un poem, dar se referă la altceva, dusă la extrem, încercând de fapt să simbolizeze un statut. Pentru oamenii aia, pornind de la un principiu relativ corect, ăsta este omul care judecă, care exercită autoritatea, el trebuie să fie exemptat de orice muncă fizică. Nu-l punem pe el să împingă, să tragă, dar se ajunseseră la niște chestii aberante.
Deci toată viața era cumva o vacanță. Nu exista o perioadă, de exemplu, când să știi că vodă e absent, decât dacă pleca pe undeva. Dar vodă, în general, nu prea pleca. Pentru că în perioada fanariotă, mai ales dacă lăsai scaunul un pic nesupravegheat, riscai să te afli cu vreo conspirație locală sau cumva decuplându-te de la rețeaua de informatori care mergeau permanent la Constantinopol, riscai să ratezi vreun firman de mazilire de ceva și atunci ori să-ți pierzi domnia, ori și mai rău să-ți pierzi și capul odată cu domnia și atunci stăteau majoritar pe la București. În schimb, boierii de țară, cum am spus, își împărțeau timpul între activitatea de la curte, dregătoriile și ceea ce se știa că în perioada sezonului cald nu prea se lucrează pe la curte, nici tribunale, nici nimic, pentru că băieții se duceau pe la conace, pe de o parte ca să se relaxeze, pe de altă parte pentru că de acolo le veneau unele dintre cele mai însemnate venituri. Ăsta e motivul pentru care nobilimea în perioada veche a deținut aceste moșii, pentru că ei erau datori să întrețină cete de războinici și atunci ca să fie alea echipate, singurul venit, dat fiindcă noi comerț mare n-am făcut în toată perioada dominației turcești, tot venitul venea din domeniul agricol, pe care aveai nevoie să-l supraveghezi și, cum spuneam, pentru că recoltarea se făcea din iunie începând până toamna târziu, deci de la plantele cerealiere până la struguri, aveai nevoie să fii acolo. Cam asta era perioada când stătea boierul acolo, să supravegheze recoltarea roadelor, plus că e cunoscută expresia că ochiul stăpânului îngrașă vita, dacă nu erai acolo, te furau argații și toți pe cât încăpea. Asta nu e o treabă care s-a inventat de când cu CAP-urile și cu IAS-urile. Exista dintotdeauna. Cum petreceau oamenii în perioada aia? Păi, conacele de pe la moșii foarte puține păstrate, cam înainte de 1800, la nivel boieresc mai deloc. Au scăpat mai mult domnești, palatul de la Potlogea lui Brâncoveanu, Mogoșoaia, chestiuni dintre astea. Altfel, chiar mi-e greu acum să pun așa degetul pe vreun conac boieresc de secolul XVIII să zic, uite, ăsta e autentic. Culele de prin Oltenia. Conacul Beru? De la Urgați? E secolul XIX. Culele de prin Oltenia, alea care sunt jumătate fortăreață, jumătate conac, cam alea ar corespunde cel mai mult imaginii vieții de atunci. În general, cam orice conac boieresc în perioada veche, până la fanarioți inclusiv, e gândit cam ca o mică cetate. Adică incinta e destul de bine fortificată, de regulă cam nicio autoritate a legii nu îndrăznește să calce pragul vreunui boier de rang înalt, indiferent ce s-o fi auzit pe acolo, întotdeauna în centru cumva, nu neapărat locativ, că nu e, dacă vedem structura de la Potlogi, palatul nu e chiar în centru curții, e pus undeva mai în față, să zicem, se găsește palatul propriu-zis, locul unde stă boierul cu familia lui și de jur împrejur, mergând spre fundul curții, se înșira careturile, respectiv odăile slugilor, bucătăria care întotdeauna e în sistemul vechi despărțită de spațiu de locuit, că nu vrei să-ți vină toți aburii și tot fumul ăla direct în camere, ceea ce pe de altă parte ridica probleme logistice, că perioada de iarnă când săracii trebuiau să care tipsii, talgere și alte chestii, de multe ori ajungea mâncarea cam slăită și dacă boierul se exprima prea vocal că nu-i place mâncarea, risca să ajungă și cu un pic de garnitură. Sunt cunoscute cazuri dintre astea de călători străini care observă mersul robilor de regulă țigani de la bucătărie către palat și în timpul cât mergeau mai își vărsau și un pic amarul în mâncarea boierului. Iar către fundul curții sau cumva despărțită, idee care s-a păstrat până de curând la țară, dacă nu s-o mai fi păstrând, că una e curtea unde încă au oamenii activitate, alta e curtea unde sunt orătănile de la animalele mici, păsări de fel de fel, cu tare mergând până la cai, până la grajduri. Și, bineînțeles, tot acolo ai și garajele, să zicem așa, pentru atelaje, pentru care, pentru căruțe. Iar în spate, în cazul gospodăriilor sătești, poți mai o grădină de legume, care la fel este separată de restul, bineînțeles că o separ de animale ca să nu-ți dea alea iama prin zarzavaturi. Cu siguranță în ansamblu ăsta, acum depinzând de specificul zonei sau de forma arhitectonică, dar musa aia e o pivniță, pentru că până la apariția frigiderelor este singura manieră de a conserva
Asta și cămara, că ai unele alimente, afumăturile astea sărate, care pot să stea liniștite și la suprafață, dar altele cum sunt vinul, murăturile cu tare, deși e un sacrilegiu în viziunea lui pastorul Teodoreanu să aliniezi vinul cu murăturile, dar mă rog, dacă ai pivniță mare, merg unele într-o parte, altele într-o parte, dar astea trebuie ținute la subsol. Și acolo, de curând am vizitat o pivniță impresionantă la Conacul Hagianov, de la Manasia, din județul Ialomița, unde ai o pivniță de poți să întorci carul liniștit pe acolo. Și unde exact asta se observă, departajarea. Ai o încăpere, să-i spunem, pentru buțile de vin, unde stă vinul să învechească, ai o încăpere pentru conserve, ai o încăpere pentru sticlele de vin, că nu prea se pomenea în mediile rafinate să ții vinul direct din butoi cu găleata. Păstorul Teodoreanu spune chestia asta, că vinul se educă în butoi, dar se conservă în sticlă. Adică nu-l servești direct, nu umbli la butoi de 30 de ori pe zi. Da, da. Butoiul l-ai deșertat odată, l-ai pus în sticlă și tu servești civilizat din sticlă, nu iei direct de la botucalului. Asta e o treabă mai populară, să zicem. Și cam așa ar fi arătat o casă. Acum, ce făceau oamenii acolo în perioada asta, nu era neapărat idee de exclusiv de relaxare și pentru ei oricum nu mergea împărțirea cum merge pentru noi astăzi, ai o perioadă de muncă și o perioadă de relaxare, ci ele alternau în decorul zilnic, împărțirea tradițională fiindcă ziua întreagă este a muncii, seara întreagă este a odihnei. Adică majoritatea oamenilor în perioada aia, mergând până la boiere, era o treabă foarte boierească să te trezești târziu, altfel ora de trezit era de regulă înainte de răsăritul soarelui. Mai ales în perioada muncilor agricole, trezirea era pe la 3-4 dimineața, e scenă clasică în Moromeții, la Marin Preda, unde s-au înghiontit cu tare, hai treceți în căruță, luați merindele cu voi, luați ustensilele ce avem nevoie și hai la câmp. Și dacă aveai de roboti prin curte, tot atunci te trezeai cam la cântatul cocoșilor, că ăsta este vechea împărțire a nopții, primul, al doilea și al treilea cântat al cocoșului, al treilea cântat al cocoșului care anunță venirea răsăritului. La al treilea cântat al cocoșului, de regulă, lumea era în picioare. Asta spune și mitologia populară, care spune că al treilea cântat al cocoșului alungă spiritele rele. Deci de acolo e sigur să te desfășori. Ieșeau oamenii, dădeau de mâncare la animale și porneau activitățile în funcție de sezon și roboteala ținea până seara, indiferent de ce sezon. Că ești la câmp, că ești în casă și faci conserve, că robotești în grădina de zarzavat, roboteala era ritmată doar de o masă de prânz, de regulă urmată de o siestă. Am avut lucrul ăsta și noi, pe care îl putem observa cu ochiul liber în Spania, în Italia. Da, chit că erau la câmp, nu conta, se lungeau un pic după masă, înțelegând cumva chestia asta, că după ce ai mâncat imediat, nu trage cum trebuie motorașul și atunci ai nevoie să-l lași un pic să se odihnească. După care porneau la a doua etapă de muncă. Masa de seară se lua destul de devreme și foarte sănătos, după cum spun nutriționiștii astăzi, adică cam până în ora 6 se mânca de seară. Se încheia și după ora 6 era într-adevăr un timp pentru socializare, pentru relaxare în mahalalele bucureștene. Mutăm un pic, aici avem atestată chestia asta, altfel la sat e o tradiție care se mai ține și astăzi cu ieșitul la șanț, perioada de seară. Dar în mahalalele din București, de altă dată, cam pe la ora 6, mahalagii mai avuți îi scoteau scaune afară, măsuțe cu cafele, cu narghilele, dacă suntem în perioada fanariotă, cu bob prăjit, cu boabe de năut. Asta e bobul. O gustare altfel foarte des întâlnită în poemul în Bunica. Am uitat, a lui Șteo Iosif, sau nu mai știu, cu icoana firavei bunici din Fragida Bruncie. Ideea că bunicii au, cred că de acolo vine, bunicii au tot timpul buzunarul plin cu ceva bun pentru nepoți și una dintre cele mai des întâlnite gustări este bobul prăjit, că era foarte la îndemână și era și o treabă sățioasă. La un moment dat Grigore Capșa profită de faptul că nevasta lui Fialkovski, mi se pare, n-a mai putut să plece la Paris, că era umflată în burtă că mâncase prea mult bob. Deci atunci nu era ora multă semințele. Apar și ele. Astea sunt o modă eminamente orientală. Până astăzi, eu am obținut reacția asta din partea unui francez care chiar s-a uitat ciudat la mine când i-am explicat că noi prăjim semințele de dovleac și le mâncăm. Pentru ei, astea fiind ceva ce se aruncă. N-au niciun rost pe lume. Nu, în general, orice putea să fie ronțăit. Moda orientală include totul de la alune, mergând până la fel de fel de semințe, până la oleaginoase.
nu ai restricție, dar mai des întâlnit la vremea era bobul, ăla era principalul, fiind mai sățiu și totodată mai ușor de masticat, că n-ai nimic de scuipat. Și treaba asta ținea până la 8-9 seara, nu se lungeau mult oamenii, că dacă se trezeau la 3-4 dimineața, culcarea la ora 9 cel târziu dormeai. Adică de-aia vine că te culci odată cu găinile. Eu am văzut chestia asta practic la bunicul meu. Bunicul meu fiind director de SMA în perioada comunistă de secție de mașini agricole. Bun, nu muncea iarna, dar își intrase în bioritmul ăsta, că el se trezea la 4 dimineața. Drept urmare, era telejurnalul de seară la ora 8. Se termina telejurnalul, se termina și el. La ora 9 începea să sfore și până la 4 dimineața nu se clinde. Ceea ce iar ce au descoperit astăzi cei care studiază bioritmul uman este de fapt cel mai odihnitor somn. Nu știu cum se cheamă exact ce secretă organismul. Nu știi că în perioada medievală în Occident erau două somnuri pe noapte. Te culcai tot așa pe la 8-9 și dormeai până pe la 1, timp în care tu îți recuperai forțele după o zi de muncă și apoi de la 1 până la 2-3 stăteau treji, atunci ea socializau, atunci se făceau copii și după aia se culcau la loc și mai dormeau, al doilea somn. Știi? Dar asta nu mi-era atât de clar ritmul ăsta de viață. Dar asta era în, deci medieval, timpuriu, Occident. Da, da, da. Că acolo sunt și surse. Nu știu dacă la noi la era român, chestia asta. La român n-ai surse în perioada aia. Mai târziu. Dacă tot dormim, dormim. Primele surse pe care le avem oricum se ocupă de chestiuni mult mai generale, de raporturi statale, de chestiuni dintre astea. Iar amănunte personale până în perioada fanariută nu prea ai. Doar în arhivele Vaticanului. Bă, cel mai probabil acolo cu siguranță găsim și ce bea Ștefan cel Mare, dar să nu nu vor, noi. Nu vor să afle. Să nu o luăm noi înainte, da, cu toate subiectele astea, dar în schimb programul ăsta pe care mi l-ai enunțat-o acum, că tot vorbind de cum te mai puteai distra vara prin București, una dintre gustările cele mai la îndemână, ceea ce a rămas până astăzi, erau simigeriile. Fabricanții de covriși, de plăcinte și îl avem pe unul clasic, Chir Nicola, care are provălie pe undeva în Piața Unirii, la care se pare că a fost ucenic la un moment dat și Panaiti Strati, dacă informația pe care am găsit-o e corectă, și care într-adevăr avea un program dintre ăsta de somn, omul ăla se culca mai devreme de ora 9, pentru că la ora 12 noaptea se trezea, frământa aluatul pentru a doua zi, pentru plăcinte, covrigi, toate preparatele de patiserie, lăsa aluatul la dospici și mai dormea o tură, iar la 4 se trezea și începea să întindă foile, să împletească covrigii tot, pentru că dimineața când plecau ăștia la muncă, el să fie cu totul gata, să fie calde ca să vină să le cumpere. Pentru că dacă ratai în momentul ăsta, te păștea falimentul, că nu-ți mai cumpăra nici dracu după aia când erau plecați la munci. Dar ăsta este vechiul ritm al societății în care la sat, bun, am spus cum se desfășoară, iar la oraș, profesiile sunt localizate. Ai mahalaua săpunarilor, mahalaua scaunelor de carne, fiecare desfășoară o activitate cumva localizată. Se intersectează, bineînțeles, în spațiile de deschidere, în târguri. Târgurile sunt și printre primele surse de distracție pentru locuitorii orașelor. Ajungem imediat și la chestiunea asta. Și automat, nici forfota orașului nu seamănă cu cea a orașului de astăzi. Tocmai pentru că majoritatea oamenilor erau statici, ei mergeau de acasă, dacă erau meșteșugari, nici nu plecau de acasă, coborau sau, mă rog, veneau din spațiul de locuit în spațiul atelierului unde își începeau activitatea. Primii care se plimbă prin tot orașul sunt cei care au dat și expresia că umbli teleleică. Telalii sau teleloaicele, că erau și teleleicele care erau femei, sunt vânzătorii de second hand, cei care umblă, mai avem astăzi, astăzi strigă, fiare vechi, fiare vechi, luăm! E, pe vremea aia umblau strigând orice aproape. Sunt peticarii, de exemplu, care umblă după haine la mâna a doua, petice, da. Dar oricum vânzătorii cu amănuntul. Toptangii vindeau cu toptanul, vindeau angro, aia aveau depozite, telalii vindeau cu amănuntul și aia mergeau prin tot orașul, luau produse și pe urmă totuși umblau să le vândă, fie că umblau tot din casă în casă, fie că se duceau în târgul Cucului, care era pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe Nou, pe lângă kilometru zero, și acolo aveau zile de târg când se apucau să vândă. Și de aici, pentru că au fost una dintre primele profesii îngăduite așa de morala socială femeilor, dar aici a rămas și expresia asta mai veche, cumplitele leică, că te duci pe străzi și strigi și cu tare. Ăștia erau primii oameni care într-adevăr tot umblau prin oraș și care ar fi necesitat, de exemplu, niște chioșcuri dintre astea cu alimentație non-stop.
Altfel, pentru oameni, momentele mesei erau foarte bine ritmate în cursul zilei și în rest erau timpi morți pentru aproape orice afacere imaginabilă astăzi, că toți erau duși în treaba lor, oricum majoritatea și aveau dichis-o acasă. Numai lucrătorii la câmp, ăștia care munceau în ateliere mai mare, numai ăștia aveau nevoie să cumpere mâncare. Meșteșugarul care stătea la casa lui, venea nevasta cu mâncarea la prânz, mă rog, se ducea el de fapt să mănânce cu ai casei și după aia își vedea de ritmul de trebuilor sale. La ei se ieșea la târguială o dată pe săptămână sau chiar o dată la lună și de fapt erau ritmate de tot așa de sezoanele de cules, adică unii care își preferau să-și facă vinul lor, aia care aveau pivnițe, ieșeau să cumpere struguri în perioada de toamnă, ieșeau să cumpere zarzavaturi ca să-și facă zacuști, fel de fel de conserve dintre astea și cam aia era toată socoteala pe care o făceau. Bun, pe măsură ce se dezvoltă orașul, gospodăriile devin mai mici și automat mijloacele lor de producție sunt mai limitate, nu-ți mai permit să ții totul în casă, în curte, propriu zis. Pe măsură ce se întâmplă lucrul ăsta, se mulțesc și vânzătorii ambulanți și se ajunge în perioada interberică la celebrii, mai ales olteni în București, cei care umblau cu cobilițele și strigau diverse în funcție de ce comercializau. Mergând de la produse lactate, până la covrigi, până la fructe, inclusiv portocale, de exemplu, în jurnalul lui Titu Maiorescu, e o însemnare chiar din ultimii ani, anii ocupației germane, că aude pe un oltean strigând că vinde portocale și trimite repede pe fata în casă să-și cumpere și el niște portocale. Sau e o fază foarte faină, parcă Nedelcu îl cheamă pe protagonist, Nedelcu, un domn dintre ăsta, cabinet de avocatură sau ceva, pe Calea Victoriei. Și domnul Nedelcu era tiparul ăla de colos uman, foarte înalt și foarte gras și evident foarte pofticios. Și într-o zi prietenii se gândesc să-i facă o farsă, farsă destul de elaborată, să zicem. Monsieur Nedelcu cina, de exemplu, la Hug, la hotelul de pe Calea Victoriei, care la un moment dat avea cea mai renumită bucătărie franțuiască, ajungem imediat și acolo. Și intră la Hug și vede în luna ianuarie un miel în galantar. Miel în luna ianuarie era trufanda, dar binelea, că nu găseai. Și vai, mon cher, dar miel, dar frigim și mie o bucată. Și Kellnerul vine să scuze, îmi pare rău, a venit un domn negroponte de la Galați și l-a arvunit pe tot. Nu putem să vă dăm. Și ăsta pleacă ciudat. Stând la cabinet, că aici voiam să ajung, vede un negustor cu cobilițele cu icre moi. Chestie greu de imaginat astăzi, pentru că la noi, spre deosebire de lumea occidentală, icrele sunt considerate o delicatesă, dar toate icrele. Lumea occidentală manifestă o foarte mare preferință pentru icrele de apă sărată, pe când palea de apă dulce, care sunt foarte populare la noi, crapul și ștuca, le disprețuiește total. Bun, icrele moi sunt delicatesa universală pentru că vorbim de icre ori în general de sturion, morun, cegă, păstrugă, nisetru. Și vede un negustor cu două cobilițe de icre de murun, de lasă gura apă, chiar, băiete, vină încoa, vreau și eu, nu se poate coane că sunt arvunite de domnul Negroponte. Și se mai întâmplă niște faze de-astea când tot ce voia el să facă e de la domnul Negroponte, descoperind că de fapt prietenii la un moment dat se întâlnește cu el la operă, unde ăla îi luase locul lui favorit, ăsta fiind gras, cerea tot timpul locul din margine ca să nu ocupe, să nu stea comprimat. Ăsta îi rezervă și locul lui. Și acolo, dând să-l ia de beregată, descoperă că era Iancu Țiganu, frizerul lui, pe care prietenii îl costumaseră ca să-i facă în ciudă. Dar asta vis-a-vis de negustorii ambulanți. Se mulțesc pe măsură ce orașul se urbanizează și atunci mijloacele de producție proprie din curți treptat dispar, mai ales pentru perioada verii erau foarte căutați, că pe lângă ăștia cu produse alimentare propriu-zise, aveai și fel de fel de vânzători de răcoritoare. Cei mai căutați probabil în perioada veche ar fi fost bragagii. Expresia ieftin ca braga nu-i degeaba, pentru că era o băutură foarte accesibilă, că se face prin fermentarea făinii de mei. Poate fi îndulcită, poate fi lăsată să fie mai acră și umblau oameni cu niște recipiente mari de alamă în spate, erau de legură turci. E un tablou de Saba Henția, de exemplu, care arată un salebgiu și este cu costumul ăla tipic oriental, cu fes, cu jiletcă, cu vesta aia orientală și cu șalvari. Și în momentul când cereai, s-a plecat pur și simplu, îți lăsa să scurgă din recipient băutura respectivă, care era atât rece, răcoritoare pentru că e acrișoară, dar și hrănitoare pentru că este o băutură cu un conținut ridicat de nutrienți. La noi a cam dispărut. Ada Kaleh era considerată ultimul spațiu al bragagiilor până în anii 60,
mi se pare, așa când a fost cufundată. Astăzi, de exemplu, dacă mergeți în Turcia, se cheamă boza și e produsă la modul industrial, e îmbuteliată și se vinde. Au mai apărut și prin București, Bragajim. Am văzut. Eu prin Constanța am întâlnit mai des, unde s-au reluat un pic vechile tradiții ale zonei. Eu personal sunt fan. Bragă. N-am băut până acum. E o băutură consistentă, adică nu e o dintre astea de o dai peste cap și ai băut-o. E, produce efectul invers decât carbogazoasele. Carbogazoasele îți creează instantaneu o senzație de răcorire, după care la 50 minute după ți face mai sete din cauza zahărului. Păcând la Bragă chiar te simți și săturat și răcorit în momentul când ai terminat să bei, ceea ce e o treabă destul de faină. Bineînțeles, dacă mergeai în ospeție, asta era mai greu să-l întâlnești pe stradă, pentru că ținea un pic de dichis, erai tratat cu șerbet. Șerbetul ne fiind ce ne imaginăm noi astăzi, pelteaua aia groasă, șerbetul era sirop, în mod original. Orientalii, cu celebra treabă că zahărul fiind scump, cu cât e mai dulce, cu atât ești mai de vază, preparau aceste șerbeturi. Probabil că unul dintre cele mai rafinate era șerbetul de trandafiri. De-aia și există, este un anumit soi de trandafir, trandafirul de sirop, că nu poți să faci din orice floare. Dacă a avut cineva în curtea copilărită, ăla e o amintire olfactivă care nu-ți dispare. Eu am avut la bunica în curte, avea trandafir de sirop. E exact ca în parfumul lui Patrick Zuskind. E un miros din ăla care ți se înțepenește în creier. Deci dimineți sau, mă rog, serile într-o cu ferestrele deschise spre o grădină de trandafir de sirop sunt mai bune decât Ritz, Radisson, ce vreți voi la cazare. Nu poți să-ți imaginezi miros mai plăcut și din aia se făceau atât dulcețuri cât și asemenea siropuri, dar bun, siropurile puteau să fie din aproape orice fruct. Și cu șerbet erai primit în momentul în care asta intrai în casă, chiseaua cu șerbet, cu paharul de apă răcită cu gheață. La un moment dat putea să semene cu o granizadă, dacă erai chiar dichisit, aveai fulgi de gheață, amestecai cu apă și cu șerbet și aia era tratația de bun venit. Era un soi de tonic, că tot vorbim cum să distrau românii altcândva, până în perioada fanariotă inclusiv. Dacă voiai să te distrezi în afara casei, singurul loc care putea să-ți ofere ceva era hanul. Hanul care în perioada veche suplinește ideea de hotel, de cârciumă și de, cum se cheamă, complex comercial. Adică sunt 3 în 1, cum sunt astăzi cafelele. Nu erau și reprezentații de-astea artistice, tot la hanuri? Ba da, avem... Sort of. Nu e sort of, este la propriu. Termenul caragios în limba română vine dintr-un soi de teatru de umbre turc, caragöz. Caragöz este un personaj forțez imens comparația când îl compar cu Păcală, pentru că el este mai degrabă mahalagiul turc, ăla care are tot timpul conflicte cu vecinii, se bagă în fel de fel de afaceri, dar ăsta este teatru itinerant care vine din loc în loc și face reprezentanțiile astea. Cât de răspândite la români, este simplu, facă așa ni se încetește nostru, încetățenește nostru nouă, vechiul cuvânt pentru amuzant. Caragios. Caragios vine dintr-un nume propriu. Caragöz e numele personajului ăla propriu zis. Ai și chestii care țin de arta acrobaților, deci de circ, în forma lui veche. O mențiune cu o nuntă domnească care are niște spectacole din astea fabuloase este pe vremea lui Radu Leon. Suntem în a doua jumătate a secolului 17. Radu Leon zis Stridie, pentru că era neguțător de fructe de mare, am spune astăzi, la Constantinopol. Așa s-a îmbogățit. Își însoară, își mărită fata și face o nuntă dintre asta domnească care ține, tată, ține. Și una dintre principalele atracții cheamă trupe dintre astea de saltimbanci, de acrobați, care fac fel de fel de jocuri de comice, de acrobații, cel mai apreciat de public fiind un harap. Prin harap se înțelege negru la perioada aia. De data asta e un indian. Deci noi pur și simplu făceam distinția la culoarea pielii. Nu prea conta de unde, că foarte rar întâlnești negri africani în perioada aia în țările române. Un gimnosofist, ei spune în termenii vechi. Un acrobat indian. În India e o artă care durează de mii de ani. Asta cu contorsionismul și cu acrobațiile, care sare peste niște tauri înșirați, adică face o treabă ieșită din comun. Mi se pare că își leagă barba de o coadă de cal, calul fiind viu, bineînțeles, și calul, deși este luat cu bicele, nu reușește să-l clintească de pe loc.
adică reușește să țină calul în loc legându-se de barbă. Lucruri pe care le-am vedea și astăzi la un spectacol de magie, să spunem, ceea ce într-adevăr atrage un public numeros, asta e o nuntă domnească. Din secolul XIX, lucrul ăsta devine cumva comun. Adică avem deja tradiția circurilor itinerante, vedem un Pinocchio, care era viața într-un astfel de circ, nu era foarte plăcută. Trupe venite din diverse țări ale Europei, care trec și pe aici, se așează pe vreun maidan bucureștean, pe cât un loc viran, prezintă spectacole cu animale, spectacole cu acrobați, spectacole comice, în sine nu variază foarte mult față de astăzi, adică ai cam aceeași regie. Și în perioada de atunci, că erau frecventate de toată societatea, ne atestă, de exemplu, faptul că Alexandru Marghiloman, unul dintre cei mai pretențioși oameni politici, este rănit când, nu mai știu cum se cheamă circul, se prăbușește o scenă. Deci era la spectacol. Lua parte la spectacol, era una dintre distracțiile cele mai căutate. Până târziu, până în secolul 20 și a rămas. Comunismul este primul care creează forme fixe, că se creează un circ de stat, unde spectacolele sunt cu programare, dar altă dată circurile cam ritmau bâlciurile sau iarmaroacele. Ele, de fapt, erau o afacere afiliată târgurilor sezoniere. În București, principalul astfel de târg este Târgul Moșilor, cel care a dat numele de Calea Moșilor și care era principala zonă de aprovizionare cu produse agricole a urbei. Deci aici se vărsau țăranii, fie din zona de deal, fie din zona de câmpie, cu produsele agricole care aprovizionau orașul. Era avea rog numai toamna sau era... De aia spune Târgul Moșilor că este ritmat de sărbătoarea moșilor de vară și a moșilor de toamnă. Pentru că la originea fondării lui stă o bătălie pe care o dă Matei Basarab cu un uzurpator în estul capitalei și oștenii morți în bătălie sunt înmormântați pe o movilă unde domnitorul rânduiește ca la pomenirile astea colective ale morților de moși să li se facă slujba parastasului și anume se profită de faptul că se mută curtea acolo ca să se facă și târg. O regulă destul de veche a târgului ăsta este că trebuie să fie extraurban și atunci el se tot mută mai departe pe măsură ce avansează orașul și de aici avem denumirile de Calea Moșilor, deci asta se explice numele, și denumirea de Obor, pentru că Oborul este târg de vite. Inițial era majoritar târg agricol, dar cu timpul se diversifică foarte mult. Până astăzi piața Oborului e una dintre cele mai mari și mai diversificate ale Bucureștiului și bineînțeles că la asta se adaugă fel de fel de industrii conexe. Circurile astea apar primele forme de tiribombe, de bâlciuri, de loc de distracție pentru copii. Cele mai vechi distracții pe care le cunoaștem sunt dulapurile. Scrânciobul, uriașe, nu? Sunt roțile panoramice de astăzi, aha, care sunt specifice oricărei metropole, dar nu ești oraș respectabil dacă n-ai un Ferris wheel din ăsta care să-ți arate panorama orașului. Avem și noi, dar nu merge. Ghinion. Așa. Dar la vremea aia, bineînțeles, sunt fiind făcute din lemn, dimensiunile sunt mult mai modeste, dar principiul de bază e același. Te urci într-un soi de dulap din ăsta culcat, care te ridică și te coboară. Căluții, e altfel, apar relativ de mult, cam de pe la începutul secolului XIX. E o străduță în București, al cărui nume sună foarte confuz, Grădina cu Cai. E din rondul de la Cugălnicianu către Dâmbovița. Pe de-o parte, se pare că aici exista într-adevăr un carusel. Încă din secolul XIX, cu căluți vopsiți unde copiii puteau să dea. Bun, e adevărat că lângă e și un manej al lui polonez care introduce pentru prima oară spectacole acrobatice cu cai și pe cai se urcă amazoane, primele din istoria țării noastre care poartă fuste mini. Greu de spus de unde și-au luat numele, eu aș miza pe varianta a doua, cred că era mai populară, dar să nu intrăm în detalii de genul acesta. Și relativ tot așa de vreme apar și niște distracții păstrate până astăzi, lanțurile. Roata cu lanțuri, care încă se mai găsește. Am văzut eu în Costinești anul ăsta, că chiar mi-a trezit nostalgie, dar eu, având o greutate care frizează 100 de chile, să spun că nu mă urc cu atât de mare încredere în patru lanțuri pe un scaunel care mă învârt. Dar asta e una dintre cele mai vechi distracții, adică și înainte de apariția motoarelor care să activeze dispozitivele astea, cu o roată dințată cu o manivelă, cineva tot putea să învârtă de ele și alea se găseau și atunci. Astea erau pe de-o parte, circurile cu activitatea lor pe de altă parte, bineînțeles că mai aveai fel de fel de, acum nu vreau să sune deloc nașpa, pentru că și ei sunt o industrie, dar sunt șarlatanii de profesie.
fel de fel de prezicători în palmă, în cărți, în... Care analizau scrisul, îți ghiceau viața. Exact. Da, așa ceva existau și în orașele de provincie, știu, la Prăști. Da. Și asta a mers până în interberii. În București, de exemplu, era hipercelebră la începutul secolului 20, Madame Mafalda. Nimeni nu știe cine a fost ea, de fapt, că Mafalda, așa ca nume, e o prințesă siciliană normandă prin secolul XII și este fica regelui Italiei din primul război mondial, rănită în cel de-al doilea război mondial, dar care, săracele, nu se ocupau cu prezicerea viitorului, dar în București se păstrează anunț cu la Madame Mafalda și până de curând eu întâlneam expresia asta, ce-s eu Mafalda, să le știu pe toate? Da, păi... O nuntă mută, știu, asta e una dintre replicile de început. Deci se găseau și formele astea de distracții. Bineînțeles că veneau comercianți ambulanți pe lângă Bragagii și iarna, am uitat să spun, deci Bragagiu era popular vara, iarna era Salepgiu. Salepul este o băutură, Braga nu e specific orientală, chit că a rămas în Turcia, Braga e pentru tot răsăritul, că de unde se cultivă meiul, ai și Braga. Salep, în schimb, este o băutură specific turcească. Aici au monopol pentru că este făcută din tuberculii unei orhidee care crește în platou anatolian. Se găsește până azi în Turcia, seamănă cu un griș cu lapte, dar mai subțire. Aha. Pentru că sunt tuberculii ăștia cu lapte și de regulă se adaugă scorțișoară și ceva îndulcitor. Și e o băutură, evident, pentru perioada de iarnă. Se servește fierbinte. Cine merge în Istanbul poate să o servească la cofetării. E în sine, seamănă o gustare. Cred că e varianta înaintea ciocolatei cu ciocolatei calde. Aha. Și asta se servea iarna ca să te încălzești, dar mai aveai fel de fel de negustori ambulanți, rahagii, care vindeau rahat locum. Am crezut și eu până de curând că rahat chiar vine din arabescul raha, care înseamnă gunoi, dar nu e adevărat. Rahat locum chiar înseamnă bucuriile gurii. Adică e cuvântul care chiar trimite la Turkish Delight, la ce s-a tradus în limba engleză, locum fiind denumirea arbustului din care se obține praful care creează gelatina, din care se face rahatul, rahat care era aromat de pe atunci. Adică exista aromă de trandafir, de fistic, de mai știu eu ce. Aveai cei care vindeau produse de simigerie, fel de fel de covrigi și de alte produse de patiserie. Aveai vânzătorii de bigi-bigi, care sunt niște alune prăjite cu tot așa un soi de liant. Li se mai spune sujuk la un moment dat. Am întâlnit confuzia asta, sujuk. Unii zic, păi stai că eu am fost la Libanez și am mâncat cârnați. Da, pentru că termenul de sujuk înseamnă cârnat, dar se referă la formă. Pentru că și dulcele avea tot forma asta de cârnat, tot sujuk îi spuneai și eluia. Așa, mai aveai vânzătorii de halva, vânzătorii de halviță, care este alvița ulterior. În general erau vânzători de dulciuri orientale, să spunem așa, la modul general, care veneau pe acolo. Erau vânzătorii de țuică nouă, care îi se mai spunea zăpăceală, că este aia care se urcă foarte repede la cap. Ca și tulburelul, de altfel, că te matolești mai repede când încă e efervescent și pleacă mai repede în cap decât în sânge. De fapt, pleacă mai repede în sânge și de-aia ajunge în cap. Era o lume dintre asta foarte efervescent, așa, care alcătuia prima formă de distracție publică, să spunem, în orașe. Bineînțeles că am lăsat o grămadă de lucruri nemenționate, dar cred că așa am acoperit, de fapt, perioada veche. Deci perioada fanariotă și imediat după fanarioți. Mai erau și chestii ritmate tot așa sezonier. Aveai, de exemplu, înainte de postul Paștelui, când aveam și noi carnavalul, chit că nu, probabil că nu-i spuneam așa, carnevale în italian, adică gata cu carnea. Și atunci, înainte să intrăm la post, să ne strângem chimirul un pic, hai să ne facem nițeluși de cap. La Ruj, de exemplu, este celebră cu maslenița, cu lăsatul secului, când crapi în tine, băi, cât intră în seara aia ca să-ți faci suma pentru restul postului, să zicem așa. Ei, aveam și noi chestia asta și atunci, în perioada aia, într-adevăr, se consuma zdravă în și băutură și mâncare, dar mai erau și jocuri care ritmau. Unul dintre ele era geamalaua. Geamalaua era ca un soi de capră, ca să fie ceva, cum se joacă capra în perioada de iarnă, numai că asta era ca o imitație de femeie foarte mare, o bahadârcă, deci grasă și înaltă, avea vreo 3 metri la un moment dat, în care era băgat un om care o juca. Deci asta se mișca și existau niște formule care se scandau. De regulă era, e prima, printre primele forme de satiră politică.
că scandalozinci și în fața stăpânirii. Drept urmare, puteai să te trezești cu soldații Agiei, cu echivalentul forțelor de poliție, da, de astăzi, că te dau năvală peste tine. Dacă te apucai să te uiți, să cași gura la Jamala, puteai să te mai duci prin locurile mai largi, prin... E impropriu să le spui parcuri până în perioada fanariotă. Sunt maidane sau sunt... Grădini. Da, locuri din astea cu verdeață, unde se juca, de exemplu, halkalaua. Halkalaua fiind o formă de polo, dar turcesc, în care nu dai cu crosa într-o minge, ci arunci cu sulița pe care trebuie să o prindă ăla din fața. Deci preferabil să o prindă în gură sau în ochi și să o întoarcă. Ăsta era jocul halkalei sau halkalaua. Și bineînțeles că avem, cum ne arată în Nicolae Filimon, în romanul Ciocoii vechi și noi, ieșirea la iarbă verde, însemnând propriu zis, mai ales în perioada de vară, căratul de provizii de acasă era exclus să ai acolo servicii de ospătărie. Îți luai tot ce trebuia de acasă, te duceai într-o zonă dintre asta cu iarbă verde, Parcul Carol, până când este amenajat în forma actuală, deci până la 1906, târziu, este folosit grădina de la Filaret, se numea atunci, și Heleșteul lui Șerban Vodă. Chiar era un leac acolo. Ăla era unul dintre zonele de predilecție. Înspre nord, zona care acum este Chiselef, mergând până la Băneasa, era altul. Înspre Măgurele se mai făceau astfel de plimbări. Ieșeau bucureștenii oriunde se găseau și se găseau din belșug la vremea aia. Orașul era practic înconjurat de păduri. Ieșeau la iarbă verde, unde se gospodăreau, respectiv se așezau pe iarbă, întindeau pături, dar se puteau lua mese pliabile, adică se făcea logistică serioasă. Bărbații în primă fază se instrumentau să coboare sticlele aduse de acasă cu dop de cocean într-o apă ceva la răcoare, să stea la rece. Dacă aveau mâncare gătită, gata, numai se înșira și se servea, puteau să întindă, în schimb, și niște grătare sau mai degrabă niște proțapuri să gătească fel de fel. Nicolae Filimon, la un moment dat, el însuși a dat o lecție de gătit ad hoc, când în grădina lui Jafer, care e spre vestul orașului, cam pe unde este acum Facultatea de Medicină Veterinară, a făcut miel fript haiducește la groapă, tocmai pentru că nu aveai o incintă atât de bine delimitată, nu-ți urla niciun proprietar, ce faci, bă, groapă la mine în grădină? Și atunci a gătit ceea ce, ca mod de preparare, este cam chintesența bucătăriei orientale. Este îngropată și lăsată acolo, da, nu? Radu Anton Roma îi spune barbarie pe românește și îl găsești din spațiu arab, arabii fac o chestie similară, până încoace. Dar e o treabă orientală, într-adevăr. Pentru noi e sinonim cumva cu culesul viilor. Rețeta pe care o dă Radu Anton Roman implică drept combustibil curpeni de vie, deci bucăți tăiate din vrejul, din tulpina viței de vie, care aparent ard foarte mult, nu sunt un lemn care arde ușor, se face focul, se face o groapă, se face focul jos, mielul, după ce e jupuit din propria piele, e băgat înapoi un soi de drob în drob. Din măruntaie se face drob care se bagă în miel, se coase, se bagă fel de fel de sosuri de așa, după care mielul cusut este îmbrăcat înapoi în propriei piele, piele care este unsă pe din afară cu pământ galben, ca în felul ăsta să formeze ca un soi de recipient în care se gătește, se bagă, îi se toarnă jar și deasupra, apoi este pus și pământ, da, afânat cât să respire, și gătitul produsului ăsta durează, mi-a venit apă în gură, mare parte din zi. Semnalul că s-a gătit este aparent, n-am asistat vreodată pe viu ca să pot spune, o bubuitură. Pentru că este cusut ermetic, bubuie la un moment dat și te anunță că e gata. Și în momentul ăla se dezgroapă, pielea pur și simplu se îndepărtează și scoți produsul ăsta de unde ai odată halca propriu-zisă de cărniță și din mijloc scoți și o bucată delicioasă de drop, care se făcea, moda orientală implică foarte des stafide, migdale, chestiuni dintre astea orientale, care astăzi pot să pară un pic strani gustului obișnuit astăzi. În general, moda medievală, am filmat acum o săptămână un podcast medieval cu compania Ursului Brun și la final am avut tratații cu rețete medievale și în general vezi că bagă fructe uscate în mâncăruri și că ideea lor de bază, cum e la oriental de dulce, este cu cât mai mult condiment băgat în mâncare, cu atât ești mai bogat. Și atunci se bagă condimentul neapărat pentru gust, ci pentru etalare. Și pe aici rețetele într-adevăr implică, dar deja aici vorbim de dozaj, de chestii care să potențeze gustul, nu să-l omoare. Că dacă ați fost la un restaurant indian și ați cerut ceva peste nivelul 5,
să zicem, aia nu mai e gust, aia e ridicol. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu mai e niciun gust în momentul ăla. În perioada veche, din punct de vedere al gastronomiei, mergând de la gospodăria particulară până la gustările astea, să spunem, de chefuri, e în mare parte influențată de... E impropriu să-i spui bucătărie turcească. Ea este, de fapt, bucătărie orientală. Aici vreau să spun o chestie, am mai spus-o în alte ocazii. E ridicolă cearta între turci și greci cine ce a gătit. Băieți, fondul este bizantin la bază. Este comun întregului spațiu pe care vă aflați voi în momentul de față. Musaca, pilaf, sarma, chestii dintre astea se găsesc în rețetare bizantine. Deci sunt luate și de unii și de alții, că grecii, cu tot respectul, nu sunt tot aia cu bizantinii. Da. Adică e un rețetar comun, iar la turci face diferența mai simplu. Adică ce e mai autentic turcesc, sau cel puțin ceea ce nu se găsește la greci, sunt rețetele alea care bat spre bucătăria mongolă. Cu cât e mai pastorală rețeta, cu atât e posibil să vină din fondul ăla mai vechi, de înainte să se stabilizeze turcii. Dar clar că prin filiera lor, kebabul, de exemplu, e menționat prima oară în Imperiul Persan. Aha. De la Antica, lui Darius. Da? Și ajunge și la noi, dar prin filiera asta se pare turcească. Dar acum de toate? Nici pomeneală. Kebabul vechi este shish kebabul, de fapt frigarea cu ceva pe ea, și care de regulă se servea, cum am servit noi astăzi, la farfurie. Aha. Adică deci nu aran... târziu apare, foarte târziu. Nici prin interbelic n-am găsit vreo mențiune de așa ceva. Adică până și prin interbelic se favoriza gustarea așezată. Fast food în sine este gândit numai pentru lucrători. Oricum așa, apare, dar în forma veche sunt plăcinte, smerdenele, mai târziu un pic, covrigi, chestii dintre astea. Foarte târziu apare ceea ce în Occident într-adevăr apare din secolul XIX, hamburgerul, sandwich-ul. Da. Propriu, sandwich-ul e făcut pentru jucătorii de jocuri de noroc ca să aibă repede ceva de băgat. La noi apare, eu n-am găsit, până în interbelic chiar n-am găsit mențiuni. În interbelic apar menționate, dar oricum nu sunt foarte populare. Adică avem un bar din ăsta, barul lui Herdan, în București, bar cu tonomate, unde totul era automatizat. Nu-i teribil de popular. Nici în restaurantul chinezesc, de sub redacția Cuvântul. Nu. Nu, oamenii încă țin, dar ajungem și la interbelic, la forma de gustare, că mi-am dat seama că de asta n-am menționat foarte clar, dar acum suntem la gastronomia din perioada fanariotă. Perioada fanariotă, bun, e clar că ne vin majoritatea pe filieră orientală. Dacă atunci le învățăm sau numai luăm numele orientale, e o treabă mai spinoasă un pic. Etimologic vorbind, de exemplu, e clar că noi la un moment dat luăm anumiți termeni orientale, dar pentru ceva ce deja avem. Termenul, de exemplu, de cioban. Cioban e termen turcesc. Da, e idiot să crezi vreodată că noi avem cioban doar de când ne cunoaștem cu turcii. Și termenul vechi se pare că e bucur. Asta mie mi se pare o explicație fezabilă pentru București. Nu există un bucur, o persoană, ci de fapt este loc de popas în ritualul ăla de transhumanță din Transilvania până în sudul Dunării. Aici era un loc unde se opreau turmele, de-aia București ar fi orașul ciobanilor, fără niciun fel de jignire inclusă în termenul ăsta. Face sens să spui București. Bucureștilor, Bucureștii... Nu, Bucureștii sunt la plural, că sunt de fapt vreo 60 de sate cunoscute pe care le-a înglobat orașul ăsta de-a lungul dezvoltării lui istorice. Da, adică e o comunitate. El e numit în vechime la plural Bucureștii, tocmai pentru că erau mai multe așezări care cu timpul s-au unit. Aia e logica lui. Dar revenind la capitolul gastronomic, asta a demonstrat, de exemplu, Radu Anton Roman. Sarmaua. Sarma este un termen clar turcesc. La ei sunt o împărțire foarte limpede. Sarma e ceva învelit în, dolma e ceva umplut cu. Deci orice e sarma e învelit într-o foaie de ceva. Dacă mergi la turci și ceri iaprac sarma, o să-ți dea niște orez, ori cu stafide, ori cu ceva condimente, învelit în foaie de viță. Ceea ce are asemănare în afară de procedeu fix zero cu sarmaua moldovenească sau transilvaneană, care este o bombă calorică. Există oda lui Fănuș Neagu închinată sarmalei. Concluzia lui Radu Anton Roman este simplă. Exact ca în cazul termenului cioban, aveam și noi preparatul ăsta, numai că probabil că îi spuneam altcumva. Și noi luăm termenul turcesc pentru că seamănă procedeul. Poate că luăm și din procedeu, dar rețeta în sine se oprește la maniera de preparare, pentru că la ingrediente este aproape net diferită de aia turcească. Pilaful cel mai probabil, dat fiindcă și orezul nu e o legumă
nu e o plantă specifică zonei românești, îl luăm tot de la turci, în varianta de pilaf turcesc, de exemplu, pilaful turcesc n-are voie să fie cleios. Deci orezul n-are voie să lipească între el. E un pilaf gras, dar e pregătit în așa fel încât orezul ăla se desfășoară foarte liniștit. Ce mai avem de la turci? Ghiveciu. Ghiveci. Tot de la turci vine. Ghiveciu nu este obligatoriu numai din legume. Avem ghiveci de pui, ghiveci de vânat. Ghiveciu este, de fapt, termenul vechi pentru tocăniță. Cam ăla e echivalentul și pentru că este ușor de făcut, este stiul britanic. Știi proverbul la celebru că sunt zone în Anglia unde nici diavolul nu calcă de frică să nu fie băgat în vreo plăcintă. E mâncarea de, în Louisiana am înțeles chestia asta, just eat, don't ask what was in it. Doar mănâncă, nu întreba ce am băgat în ceaun. E cam asta e și forma de ghiveci. Ce ai pe la îndemână, pui frumos totul grămadă și rezultă forma asta de tocăniță. Ciulamaua la fel, mâncare foarte sățioasă pentru că are la bază un rântaș. De fapt, toate vechile sosuri, că asta noi am simțit așa de ou, am întâlnit bucătăria franțuzească în secolul XIX, ne-a dat pe spate. Da, cam toate sosurile franțuzești au la bază niște rântașuri, ceea ce aveam și noi. Ciulamaua este foarte consistent, pentru că combină carbohidrați cu grăsime și cu proteină. E o mâncare foarte zdravănă. Și paia o avem de multă vreme. La fel, termen care vine peste fiertură, care e treabă general urmană, ciorbă. E adevărat, cel mai probabil asta de burtă care ar fi rafinament, am luat-o de la turci. Aia, cel mai probabil, maniera de preparare a burții, care e un proces mai laborios, ca ai nevoie în rețeta veche, acum nu se servea cum se servește acum burta prefiartă și doar ți-o fiertă acasă. Mult mai anevoios este procesul să prepari ingredientul, ca să nu mai păstreze mirosul de enzime digestive, de alimentație. Ăla dura foarte mult. Eu am asistat la un ritual de pregătire a ciorbei de burtă pornind de la tăiatul vacii și durează într-adevăr vreo 6-7 ore de când ai tăiat-o până când poți să mănânci, dacă nu și mai multișor un pic, și mergând cu variantele mai rafinate, ceea ce astăzi s-a cam pierdut în România, dar turci încă au paceaua. Chelepacea este varianta mai turcizată de ciorbă, de regulă se face din cap de oaie. E o ciorbă foarte densă la fel, cu bucățele mici de carne, care are și colagen, bineînțeles, că prin fiertul capului rezultă asemenea substanță și care la fel e o ciorbă foarte consistentă. Sau varianta supremă, tuslamaua. Tuslamaua nu mai e o ciorbă, dar rețeta e o ciorbă de burtă care are mai mult colagen, e o mâncare mai închegată și de regulă era prin excelență mâncarea pentru mahmureală. Aha. Eu, din câte am constatat din experiență personală, iar nu vorbesc ca un medic, mahmureala îți dă două efecte, pentru că erau într-adevăr niște chefuri bahice ieșite din comun în perioada fanariotă, aveam obiceiul toastului, dar toastul la modul că se ridica vodă și spunea în sănătatea împăratului, că nu spunea sultan, sănătatea împăratului, și dădeai toată cupa peste cap. În sănătatea locutare și locutare și locutare și tot trăgeai capace, ceea ce automat care să rezulta într-o matoleală zdravănă. Și ca să te drege, ai nevoie de două chestii. Că pe de o parte ți se irită mucoasa gastrică și ai senzația de greață. Și de aici celebra dimineața mahmureală, dai cu sana, umple cana. Așa. Ai nevoie de o grăsime care să-ți facă peliculă pe stomac și să-ți taie un pic din... De acolo expresia o lua pe ulei. Că dacă bei ulei înainte, grăsimea aia de pe stomac nu-ți lasă alcoolul să-ți pătrundă în mucoasa gastrică și automat nu te îmbeți atât de tare. Deci au luat pe ulei, este culmea. Inversul a ceea ce vrea să o spună, pe ulei o luau cunoscătorii tocmai ca să nu se îmbete grav. Și pe de altă parte, ai senzația de leșin, data asta prin avitaminoză, dacă am reținut eu corect procedeul, respectiv că ți se consumă vitaminele din sânge și tu de acolo simți nevoia de dulce. Aia, deci sunt două nevoi diferite, aia de gras și aia de dulce, în funcție de ce poți să le obții separat sau dacă ești norocos le obții împreună. Asta după cât ai băut și ce constituție fizică ai. Iar aia... cine, scuze, povestea că Neagu Giuvaru obișnuia să bea whisky cu un cup de zahăr în gură și trecea prin zahăr și astfel nu se îmbăta. Da. Îmbătatul e de mai multe feluri, dar principalul este asta, că ți intră în sânge, da, și îți scade nivelul de zahăr. De fapt, e un soi de apropiat de leșin. Te scurgi, de fapt, aia. Nu-ți mai merge sinapsele cum trebuie la un moment dat.
Da, și tot Neagu Giuvara spunea o chestie pe care o susțin din toată inima, că singura formă ortodoxă de a bea whisky, dacă nu-l bei simplu, este whisky on the rocks. Deci, sau whisky and soda. Whisky on the rocks este whisky cu două cuburi de gheață, whisky and soda este whisky cu un deget culcat de apă minerală. Aha. Ceea ce bea Churchill, de exemplu. Combinațiile celelalte cu whisky and coke, chestii dintre astea, sunt... Da, hai să nu extrapolăm, că părăsim câmpul de discuție. Deci astea erau niște feluri foarte consistente. În perioada veche, dacă ai o masă boierească, în primul rând, nu ai ritmul meselor. Pentru boier nu există aia mic dejun, prânz, cină. De-aia sunt boier, mănânc când vreau. Mi-e foame, acum mănânc. Și masa boierească obișnuită avea 7-10 feluri. Îmi place boieria. Nu? Da. Suntem și noi într-un fel boier, dacă stai să te gândești. O masă cu invitați te duci în 30, 40, chiar 50 de feluri. Dacă ești la curtea lui Vodă, poți să urci până spre 70. Și care vin succesiv. Nu există încă ideea asta de aperitiv, ciorbă, fel principal, desert. Bun, există o împărțire, clar, nu vii cu dulciurile din start, dar nu e foarte clară. Adică mai degrabă cum percepeau ei că ar fi mâncărurile mai grele sau mai ușoare. Adică peștele, într-adevăr, venea înaintea vânatului. Dar mai departe, nu e neapărat ordinea de acum. Iar la un praznic, la o sărbătoare mare, la o nuntă, urci la sute de feluri de mâncare, cu tradiția veche că nu se luau farfurile de pe masă, deci la un moment dat cronicarii relatează că nu se mai vedea oia de talgere puse unele peste altele. Și bineînțeles, cheful chiar ține cam povești niște zile și niște nopți, neînțelegându-se că oamenii neapărat înțepenesc la masă. Probabil că erau niște profesioniști care rezistau, dar alții se duceau, se mai întindeau. Dacă merge la potloge, o să ne spună ghidul că au perne puse până la nivelul cefei, pentru că dormeau cumva semi-așezați ca să nu se nece în propria vomă. Era o treabă reală, pentru că mâncarea era foarte grasă și foarte abundentă. E exact reflexul unei societăți deprinse cu lipsa, care când scapă, scapă până la refuz. Sună cunoscut un pic așa pentru cine a trăit anii 90. Da, păi și astăzi mai sună încă. Mai puțin, dar da. Încă sună. Și într-adevăr chiar trebuie să ai grijă, Sorin Pârcălab și chiar jos pălăria a avut un stand-up, dar el a spus o chestie reală. Când ești beat, zdravăn, vezi cum Dumnezeului te culci, ori exclus te culci cu fața în sus. Chiar există riscul să nu te mai trezești. Cine vrea să-l urmărească, că spune niște chestii chiar valabile acolo pentru chefli. Cam astea erau ritualurile, pentru că nu existau multe distracții, se răsfrângea foarte mult în mâncat și suntem în perioada în care mâncarea are un puternic iz oriental, iar la dulciuri este aproape monopol oriental. Dacă suntem săraci în ceva din punct de vedere al gastronomiei, originalitatea bucătăriei românești oricum nu stă în inventarea de feluri. Noi nu putem să fim Italia, n-am inventat noi nici pizza, nici linguini, nici mai știu eu ce. Nici coliva? Nici măcar are origine egipteană. Coliva în sine, nouă în perioada veche, ne lipsește unul dintre ingredientele cruciale în colivă. Nu-l avem aici. Eu sparg vase, că nu fac de mâncare așa. Că nu. Zahărul. Aha. N-ai zahăr. Colivă cu miere, dacă ați încercat vreodată, nu-i tot aia. Zahărul e vital. Zahărul, până când este adusă sfecla de zahăr în cultură, se obține mai din trestea de zahăr, care nu crește pe aici, că îi trebuie un climat mai cald. Crește aici cel mult în Creta și mai jos de ea până Egipt. Este o mâncare egipteană găsită din perioada antică, e un soi de tonic, pentru că combină carbohidratul care îți dă energie, care îți dă, pardon, bază calorică, cu zahărul. Deci este la bază un tonic. Motivul pentru care noi avem colivă este un simbolism religios similar cu pâinea. În Transilvania, de exemplu, nu există colivă, există pâine și simbolismul este același. Sunt boabele zdrobite într-un fel sau altul, fie că-s direct făină, fie că-s unite prin fierbere, care simbolizează uniunea morților cu vii. De-aia faci colivă, arăți practic, de-aia se stropește cu vid, că alea sunt boabe de struguri zdrobite și devenit un întreg, și de-aia ridici de la pământ la cer, între cei morți aflați în cer și noi. Da? Asta e simbolismul, dar nu este un preparat original românesc. Cinstit vorbind, singurul preparat specific țării noastre pe care nu l-am mai întâlnit în forma asta nicăieri este bulzul. Gustarea aia ciobănească de brânză cu cârnat cu ceva copt într-un gălușcă, într-un gogoașă de mămăligă, în forma aia n-am întâlnit-o nicăieri.
mămăriga, bineînțeles că există, da, că nu cere un geniu să te prinzi că poți să faci din făină de mălai o fiertură, polenta italiană cu tare, dar strict formatul ăla, nu. Varza la Cluj este celebra în bucătăria evreiască, în bucătăria germană este varză umplută, și aia există, deci nu este o rețetă tipic românească. Ciorba de burtă și mititei, oricât de dezamăgitor sună, sunt de proveniență orientală, nu turcească, mai vechi decât turcii, dar din Orient ne vin. Deci nu s-au inventat micii pe strada franceză din centrul vechi? Nu pe strada franceză, cea mai ostată locație este strada Covaci numărul 3, aha, la restaurantul La o idee, a lui Iordache Ionescu, cu celebra legendă că într-o seară nenea asta, care avea o ospătărie foarte populară în Bucureștiul de secol XIX, având prăvălia plină cu mușterii, tocmai pentru că avea rulaj bun și marfă bună, constată cu stupoare că a rămas fără mațe cu care să umple cârnații, că la vremea aia se făceau ad hoc, nu-ți veneau de gata. Și având oameni înfometați în prăvălie, ce să facă, ia direct umplutura de cârnați, nu adaugă bicarbonat, rețeta originală pe care o dă Bacalbașa nu menționează bicarbonatul, iar eu personal îl detest din toată inima, de aia nu prea mănânc mici, pentru că îți dă un damf care durează 2 zile după, mănânci un mic azi, îl simți până poimine. Dar bagă niște condimente, se pare că pune smântână nefermentată ca să lege toată treaba asta, să-i dă o anumită textură mai moale, iar rețeta originală prevede ținutul cărnii la gheață o perioadă. Deci carnea tocată se ține la gheață, ca să devină mai fermă și toată să frăcezească un pic, se amestecă cu cel mai des întâlnite condimente, sunt chimenul și ienibaharul, care este o rudă mai mare a piperului, sunt niște boabe cam așa, măcinat și se amestecă cu smântână nefermentată și în felul ăsta se dă pe grătar. Și se pare că așa ar fi apărut mititei, care, bineînțeles, lipsindu-le mațul exterior, au apărut mai mici și de aici li s-a dat denumirea de mititei, în timp ce cârnații, pentru că erau grași așa și solizi, erau numiți patricieni după nobilii romani. Ăsta este celebrul meniu de la Iordache, alcătuit de Nicolae Teorășanu, unul dintre marii pamfletari de secol XIX din București, care a gândit tot meniul într-un fel, anume, acum să văd, am adus și niște cărți, suport de curs. Asta este o carte scrisă în perioada comunistă, să spun cinstit, nu-i cunosc pe autori, nu am întâlnit, Ion Paraschiv și Trandafir Iliescu. Are, din păcate, viciu pe care îl găsești la multe cărți comuniste, în sensul că glorifică partidul și când ai ajuns la partid, e bine să iei cu lămâie, că altfel risc să verși. Da, pe lângă treaba asta, au avut într-adevăr foarte bună documentarea. Și dacă reușesc să găsesc eu tot meniul bine, dacă nu o să-l citesc din memorie, de fapt nu, că mi l-am luat și până în semnări pe aici, așa o să spun din memorie până dau de restul semnărilor. Respectiv, gheața era cremă de Siberia, scobitoarea era o baionetă, cafeaua turcească era taifas cu cealma, ardeiul era o torpilă, ardeiul iute, varza acre era, nu mai caut că le știu, varza acre era originea de Belgrad. N-am reușit să găsesc explicația, deci omul trimite varza acre la sârbi. Probabil că de acolo am luat-o. De acolo n-a venit nouă procedeul de... Sau poate avea iar o problemă cu sârbi. Ori așa. Și, cum spuneam, țuica era o idee, că asta explică numele oficial al restaurantului, la 3 vițe de vie, aia era firma pusă sus, dar de multe ori era la o idee și aici o să fac o paralelă, că am lămurit misterul cu micii. În vechea societate românească, o chestie foarte des întâlnită, inclusiv pe perioada verii, pentru cine era nefericit să rămână în București, era să ne vedem la prânz la un mezelic, la o gustare. Mezelicul e o treabă iară specific orientală. Aici domnul Andrei Pleșu a avut un articol la un moment dat care explica tipicul mesei și cum diferim noi față de zona apuseană, nu ca feluri de mâncare, ci ca mod de dispunere a mesei. În mod normal, masa se dispune în două feluri. E modul de servit la francez, în care pui tot, undeva până la desert, inclusiv fiecare și ce vrea, și este modul ala râs, pe care îl avem noi în case. Acum deja moare și ăla, că mai nou mâncăm prin oraș pe apucatele. Modul ala râs era cu ce eram deprinși noi în copilărie la bunici, adică felul 1, felul 2, desert. Orientalul, în schimb, spre deosebire de occidental, care merge în crescendo,
Deci occidentalul îți dă un amuse-bouche, să cheamă la început. Amuse-bouche este un aperitiv, dar tocmai că este o bucățică de ceva, modul franțuzesc, de-ți vine atâta farfuria cu atâta chestie în ea. Uh-huh. Ăla e amuse-bouche, adică doar pentru gust, să te amuzi un pic, după care poate să-ți vină o supă, de regulă oricum ei nu au atâta desfășurare de feluri cum avem noi, după care vine felul principal și după care o termin la propriu apoteotic în deserturi, pentru că cofetăria vieneză, pariziană cu tare, duduie tată la deserturi, pe când încearcă un exercițiu de gândire. Spune-mi un desert neauș românesc. Colivă, nu știu, griș cu lapte. Am demonstrat că coliva nu este desert neauș românesc. În ciuda glumelor că să nu te pui cu un neam al cărui desert favorit este coliva, nu e specific românesc, ba chiar la Atos există disputa colivarilor și a anticolivarilor. Da? Cei care susțineau că, da, de fapt e o treabă teologică, sunt unii care susțin că nu se pot face parastase duminica, ceea ce tehnic ar fi corect, pentru că duminica este ziua învierii. Nu-i pomenești pe morți, dar chiar există disputa asta ca dovadă că e un desert răspândit în tot spațiul oriental. La noi e cam limita nordică. Ca dovadă că în Transilvania nu prea o întâlnești. Dar un desert neauș românesc? Nu știu, griș cu lapte. Nici măcar. Aia la fel. Deci în momentul când avem de-a face cu o rețetă foarte simplă, cum e mămăliga la fel principal sau griș cu lapte, ar că ar trebui să ne fie evident că n-a inventat-o cineva pe aia. S-au gândit mai mulți să o facă. Poate alivenci, poale în brâu, chestii de-astea să fie mai răspândite pe aici. Ideea de plăcintă, în general, iară nu-și poate reclama un inventator. S-au prins oamenii de mult. Că sunt variații de la tocănița în aluat, cum e la britanici cu shepherd's pie, la varianta boierească din prin Orient cu foaia aia absolut transparentă, microscopică, cu cât mai des foietajul, cum e baclavaua, care e la modul real un rafinament al artei gastronomice orientale. Nu putea oricine să facă foaie de baclava, dar nu prea, noi nu prea avem deserturi specifice, iar în perioada foarte veche nici nu prea ne interesează. Adică avem un cozonac, în cel mai bun caz, o plăcintă și cam aia e desertul la noi, tocmai pentru că, exact cum spune domnul Pleșu, la noi mesele bubuie în aperitive și pe măsură ce avansez cad în intensitate, tocmai pentru că intervine senzația de sațietate. Și atunci cea mai răspândită gustare, aici avem tipic oriental. Deci cum îți spune orientalul mețe, sumedenia aia de recipiente cu fel de fel de gustări, la fel avem și noi mezelicul, doar că la noi e mai proteic. La noi, la mezelic, ce te gândești? La aperitiv? Ceva puțin. Da, ești drăguț când spui că e ceva puțin. Păi mult să trebuie să ai o icră, trebuie să pui niște brânzică, musa e și ceva răcitură, cărniță, curcan rece, piept de rață mai nou luăm, da, poți să pui și slană dacă te duci mai prin Banat, îți primești un mezelic tătic cu untură topită pe care o picuri pe pâine și cu tare, te întrebi, dar de ce mai vine ceva la masa asta, că sunt plin deja de la bun început. Cam asta era noțiunea noastră de tapas, cum ar fi astăzi în Spania. Și foarte inteligenți băcanii din vechiul București, deci vânzătorii de produse alimentare, țineau și un soi de local, dar numai pentru minuturi, pentru gustări făcute, nu găteau propriu-zis, dar orice putea fi pus pe o farfurie și servit, ai la Dinu Păturică, de exemplu, tot așa în ciocăie vechi și noi, l-am dat să expună o gustare care are țâri, adică peștișori micuți, are niște mezelicuri, ghiudem, babic, tare, are icre, astea au fost delicatesă dintotdeauna și sunt întotdeauna în două feluri. Icrele de pește de apă dulce, care nu prea sunt digerabile ca atare, să fac salată de icre, deci aia explică spuma, pe când icrele de pește de apă sărată mai de nivel superior calitativ, alea se servesc ca icre moi, adică doar sărate. Este chiar o barbarie să gândești că le poți prelucra cumva să le îmbunătățești calitatea. Alea se servesc ca atare. Pe pâine cu unt sau, cum spune pastorul Tudoranu, pe rondele de praz. Dacă vrei să fii mai dietetic un pic, ai măsline de felurite proveniențe, ai, bineînțeles, ceva legume puse pe acolo ca să mai taie greața, dar nu întotdeauna. Poți să ai jumări și reci și calde. Bineînțeles că există și varianta prăjită. Aia care au bodegi, n-au băcănii, aia îți servesc și varianta de aperitiv cald.
crochete de ceva scrob de ouă, care sunt ouă franjuri bătute în tigaie, ai fel de fel de mici prăjeli dintre astea, poți să ai, bineînțeles, mergând până la varianta de zahana, dar aici deja extrapolez. Dar oamenii se strângeau la un mizlic dintre ăsta, mai ales la ora prânzului, în care li se dădeau un platouaș cu fel de fel de gustări reci. Serveau, bineînțeles, o tărie, cel mai adesemea, de la, merge la chestia asta. Ai foarte răspândită mastica. Mastica este un arbust specific insulei Chios, din Grecia de astăzi. Mai dulce, Chios. Parcă, nu? E greu de spus mai dulce. E exact ca la uzo sau ca la alte produse în zona aia. E o treabă foarte subiectivă. Eu folosesc dictonul la ciorba de burtă. Ciorba de burtă nu te lasă neutru. Ori o iubești, ori o urăști. Evident, a doua variantă. A doua? Da, Doamne ferește. Eu sunt la prima. Nu. Singurul pe care noi mănânc. Nimeni nu-i perfect. Ca să zic așa. Dar mastica cam tot așa vine. Mastica, în mod normal, ar trebui să fie un rachiu din rășina acestui arbust. Are un miros inconfundabil. Deci ne-a întâlnit mastica de Chios. Nu crește decât în partea de nord a insulei Chios din Grecia. În altă parte nu-l întâlnești, nu poate fi aclimatizat, din câte am citit eu. Drept urmare, era o treabă nemaipomenită chiar la Caragiale. E o schiță în care o precopeață se plânge că i s-a spart sticla de 3 litri de mastică clasa 1. Aia e mastica. Bun, din câte știu eu, poate folosește să dea gust altor băuturi. Prin topirea în alcool tare, poate să dea gust altor băuturi. Dar principiul de bază este ceea ce astăzi este, de exemplu, la uzo. Uzo este din anason. De-aia mirosul foarte specific și la fel împărțea la foarte limpede între oameni care îl adoră și oameni care nu suportă. Aici eu mă număr la categoria a doua. Detez mirosul de anason. Ce spune mărgelatul? Băi, băiatul, un rachiu de anason. Așa? O vudcă este echivalentul lichiorului la noi. Răchia în zona de vest este echivalentul țuicii în zona de est, cu o sensibilă deosebire la gradație. Țuică de vălen, de exemplu, sau țuică oltenească, pe 31 pic de grade. Răchie de Banat, Ardeal sau nordul Moldovei poate să sară de 60. Liniștit. Deci e același preparat, dar efectul nu-i tot ăla. Păi de ce e acolo mai puternic? Cum explici? Geografic aș merge eu. Cu cât mai la nord, cu atât vrei să fie băutura mai tare. Plus frigul e mai dur, nu? Specificul de alimentație, cu cât una e să vezi sarmale muntenești, alta e să vezi sarmale ardelenești. Sunt mult mai dense și cu atât mai mult, deși se pare că asta, din punct de vedere al medicinii, nu e o treabă valabilă. Că alcoolul tare taie colesterolul, dimpotrivă, îți fuți ficatul în două acte. Adică îi tragi odată în cap cu astea și pe urmă îi bagi și... Upercut-o. Dacă te plimbi în cimitirul de la Săpânța și vezi că majoritatea bărbaților au crăpat înainte de 60 de ani, ar trebui să-ți dea un pic de gândit. Zic și eu. Dar, mă rog, să nu intrăm în amănunte dintre astea. Deci aveai ce mai adesea de-a face cu o astfel de tărie, serveai mizericul și pe urmă să vedeai liniștire treaba ta. Era gustarea de prânz. Și era frumos de știut că aveam și forma asta, o marea pleiadă de scriitori din generația de aur, Caragiale, de la Vrancea, și Eminescu la un moment dat, Brătescu, Voinești, Vlahuță, toți ăștia, se strângeau pe la fel de fel de Sadoveanu, nu mai vorbim, Sadoveanu, eu nu vreau să mă înjure nimeni, eu îi recunosc toate porcăriile lui Sadoveanu în planul moralei, dar omul era un bon viveur, în adevăratul sens, se vedea pe el, de altfel, la 150 de chile vrac. Să cheamă că ar trebui să-ți placă mâncarea, dar într-adevăr e o diferență între aia care sunt care se fac vinovați de păcatul lăcomiei, mănâncă mult, nu contează cât de bine, și gurmeu sau gurmandu, gurmeu e mai rafinat, gurmeu este ăla pentru care masa este o artă, care poate să ajungă mare, dar pentru că face niște forme mai elaborate de gustări și existau deja prin perioada regală. În București existau localuri care răspundeau gusturilor ăstora deja elevate, adică la un moment dat Petre Carp, de exemplu, bătea la Dragomir Niculescu la Băcănie, pe Calea Victoriei, întrebând dacă au adus brânză Reblochon. Marghiloman, de exemplu, era nebunit după Gorgonzola și fiecare venea și întreba de preparatul care era specific lui, să spunem. Adică, la un moment dat, apar și preferințe între astea gastronomice. Sadoveanu era, într-adevăr, Sadoveanu oricum e cu două generații mai târziu.
Sadoveanu era nebunit după specificul național, adică în general consumația lui ținea mai degrabă de mâncărurile cumva încetățenite în spațiu românesc, așa numitele grătare naționale. Grătarele naționale fiind cu mititei, cu fleici, cu pastrame, cu chestii dintre astea, Sadoveanu dă o foarte bună definiție a unei cârciumi reușite, îmbinat cu Păstorel Teodoreanu. Păstorel Teodoreanu se referă la consumația în ansamblu și spune că o cârciumă este o mezalianță a pivniței. O cârciumă fără băutură bună este de negândit pentru bucureșteanul care vrea să distreze, pentru toată lumea din țara românească. În timp ce Sadoveanu spune că este imposibil să fii grătaragiu bun dacă n-ai fost o leacă de casap mai înainte. Casap fiind măcelar. Deci dacă nu știi exact cum se tranșează carnea, care bucățică, ce proprietate are, care e mai grasă, drept urmare, trebuie la foc mai iute, care e mai puțin grasă, unde trebuie să ai grijă să nu omori cu focul, să o faci o pincă. Aici este independent de gustul fiecăruia, că unii servim vita mai blue, alții o servim bine făcută, aici e o treabă pur subiectivă, dar o bucată de carne care nu are foarte multă grăsime, dacă e băgată la foc iute, se cam duce dracului, pentru că nu are ce să opună rezistența acolo și atunci se creează crustă, aia care e amară, e neplăcută. Și atunci toată treaba asta ținea de o artă în sine, adică grătarul e într-adevăr o artă, nu pentru că îl facem toți, că mulți îl facem prost, ci pentru simplu fapt că erau oameni care știau când ce să dă pe grătar. E o ordine, când e focul mai tare să bagă bucățile mai grase și când e focul mai moale să bagă bucățile mai slabe. Știi vorba de la Times New Roman, nu? Cu o carte citită e un grătar pierdut. Știu și cui a fost atribuită și m-am înfiorat un pic. Apropo de Sadoveanu, parcă într-una dintre cărțile Steinhardt e episodul ăsta cu un jurnalist care vine la Sadoveanu, el deja fiind mare ștab în noul regim, și Sadoveanu mănâncă vreo 20 de, primește 20 de sandwich-uri, mănâncă 19 și par 20, rupe jumate și îi dă jumătate jurnalistului și spune, vezi, noi comuniștii împărțim tot. Da, bine. Bine, a fost că Sadoveanu comunist, cum sunt eu, văr cu Brad Pitt. El a fost un oportunist, asta este da, corect să spui despre el. Da, semnatul lui e pe actul de moarte al unor oameni, deci... Repet, eu nu încerc să-l scuz pe Sadoveanu de nimic, dar eu doar vreau să spun că este tiparul oportunistului. El a fost la fel de bine cu Carol al II-lea, cum a fost cu legionarii și cum a fost cu comuniștii. El, de fapt, nu e nimic. Este ceea ce-l acuză Petre Carp pe Tache Ionescu în Parlament, când îl prinde pe conul tăchiță gură de aur, că susținea exact contrariu, exact ca scenă de Big Brother, de 1984, de George Orwell, susținea exact contrariu a ceea ce susținuse cu ceva vreme mai înainte în Parlament și Petre Carp se ridică și spune când a avut dreptate domnul Tache Ionescu, atunci sau acum? N-a avut dreptate niciodată pentru că domnul Tache Ionescu nu susține niște principii, susține o cauză a lui. Îl interesează să iasă lui bine și închide cu o frază care mie mi se pare una dintre cele mai mișto exemple de oratorie parlamentară. Domnule Tache Ionescu, talentul nu justifică toate malversațiunile, la fel cum frumusețea nu justifică toate prostituțiile. Adică faptul că poți să o întorci ca la Ploiești, nu înseamnă că e musai să o faci. Dar asta, Sadoveanu e comunist la fel de bine cum sunt și eu. Și eu nu sunt comunist, aia vreau să spun. Sadoveanu este un oportunist. Eu tocmai de-aia îl menționez exclusiv la capitolul consumator, unde într-adevăr știa ce face. Nu în privința cantităților, unde era evident că era exagerat, ci în privința gusturilor. Adică Sadoveanu este reputat inclusiv de Păstorel Teodoreanu, care altfel nu-l place deloc. Apropo, dacă avem un scriitor care cunoaște cum să se distreze ca bucureștean, ca român, în general, că el și parte oricum viața între ea și București, ăla e Păstorel Teodoreanu. Deci Păstorel Teodoreanu este nelipsit și era folosit pe post de etalon cât trăia pentru unde e un local bun, pentru cum să se organizeze o masă reușită, pentru cum să dea un chef bine. Adică Păstorel știa, dar știa nu la modul teoretic, știa la nivelul anului ăla, unde s-a făcut vinul cel mai bun, unde a fost anul bun, de unde să se comande cu tare, care sunt conexiunile de livrare pentru ceva produs de gătit pe loc și cum să le îmbine. Adică Păstorel era adesea maître d'hôtel la asemenea recepții, unde el dicta în ce ordine se servesc felurile, cu ce vinuri se însoțesc. Pentru Păstorel oricum e o barbarie să vorbești de bere sau de... Chiar vreau să te întreb, când a pierdut vinul în fața berii? Dacă mă întreb, părinte, n-a pierdut niciodată, că ești consumator de vin. Pentru mine n-a jucat niciodată, că ești consumator de bere.
Noi începem, bere consumăm dintotdeauna. Este la un moment dat o scenă la Vasile Lupu, nu mai știu ce, cine e cronicarul care dă relatarea asta, că văd stând la masă la praznic, bea 3-4 cupe de vin și la un moment dat ca să răcorească bea una de bere. Mie sună groaznic alinierea asta. Din experiență personală, vin după bere este plăcere, bere după vin e un chin, e real. Amestecătura asta nu înțeleg cum, dar bere noi am consumat dintotdeauna. Dacii știau să facă bere, asta este simplu, pentru că e o băutură ușor de fabricat și este adevărat că este mai versatilă ca vinul. Bere poți să faci și în Egipt, dar poți să faci și în Scandinavia. Păi când vinul, odată ce ai trecut de paralela 45, mai merge un pic, dar nu mai merge mult în nord. La noi, bineînțeles, vinul are preponderență pentru că este o zonă foarte propice pentru cultivarea vinului, iar noi în București, pe toată latura sudică a orașului, deci pornind undeva de pe la dealul Filaretului și mergând către Văcărești, toată zona aia orașului este împânzită de vii, ceea ce o spune până astăzi șoseaua viilor, da, care traversează orașul, din păcate distruse de filoxeră și de dezvoltările ulterioare. Caragea are la un moment dat un decret dat față de prima fabricuță de bere instalată în București. Trecem de nivelul în care se fabrică artizanal, cum se spune astăzi, adică în plan personal. Apare o primă fabricuță de bere, evident, a unui neamț, care cam dă faliment, pentru că nu era gustul local orientat spre bere. Și, fără o treabă personală aici, Caragea dă o subvenție pentru acea scârbavnică băutură ce se face din gunoaie. Vorbea grecul, crescut cu vinuri grecești alese de Levant. Dar îi dă o subvenție ca să treacă. Dacă mă întreb pe mine, marea tranziție se face cam din perioada regalității. Odată pentru că suntem presetați să urmăm modelul clasei conducătoare. Când ne vine la cârmă un neamț care era oricum de dat consumului de bere, cu o rezervă. Neamțul care ne vine este un neamț aristocrat, care are gustul vinului de Rin și al băuturilor și oricum Carol I este prin excelență un frugal, nu este un abstinent. E greșit când îi spui că e abstinent, pentru că a fumat, dar stins întreaga viață. Dar este un frugal, este învățat în maniera spartană, inculcată școlii prusace de ofițeri, adică nu le rupe la chefuri, dar bea în egală măsură și vin și bere. Dar el vine cu popularizarea berii, care într-adevăr pe urmă vine prin influențele transilvane. În Transilvania predomina berea prin influența austriacă, nu că Transilvania n-ar fi zonă viticolă, că e și ea din belșug. Și de aici începe să vină și în Țara Românească, unul dintre localurile cele mai vechi bucureștene care atestă popularizarea berii este ăla care are berea în firmă. Da. Carul cu bere. Da. Sau, cum a spus un umorist, la berea cu cam. Că se pare că imaginea este luată de la prima livrare de bere de la fabrica Bragadiru. Cel mai cunoscut fabricant de bere român, Dumitru Marinescu Bragadiru. Eu aș plasa undeva la mijlocul secolului XIX, momentul în care berea nu înlocuiește vinul, pentru că nu l-a înlocuit niciodată. Vinul a rămas în consumație la români și, cel puțin în spațiul rural, câtă vreme încă ne facem propria băutură, vinul bate berea. Deci, în spațiul rural, eu spune că berea bate vinul abia după 90. Și nu cam ceva cu berea, dar este o fază tristă pentru că omul își abandonează via, o lasă nelucrată și preferă să bea la birt ori bere, ori mai grav, alcoolurile alea sinistre, care sunt, poartă impropriu denumirea de rachiu sau de altceva, că ele sunt niște distilate oribile. Deci cam atunci abia dispare vinul din consumația țăranului. Iar la orașe ajungem la o paritate în a doua jumătate a secolului XIX. Deci atunci se introduce și berea pe piața de consum și ea se introduce de fapt pe o saturație. Că aici vorbim și de alimentație și de consumație propriu-zisă. Saturați după 100 și ceva de ani de perioadă fanariotă de mâncăruri orientale și de un stil de a consuma, vrem altceva. În planul gastronomiei suntem avizi de bucătărie occidentală, preponderent franțuzească în cercurile înalte, în cercurile burgheziei din potrivă, germană, cu da, bratwurst, sauerkraut, cu chestii dintre astea, salată de ridichii și mai știu eu ce. Iar în planul consumației, într-adevăr, apare țapul de bere foarte rapid. Am găsit și o etimologie, pentru vine din germanul bock, care înseamnă țap,
Și era o treabă peiorativă, dar acum am scapă explicația de unde a venit treaba de țap. Oricum, e simpatic Păstorel Teodoreanu care zice că popaman e om cu cap. Bere beam polobocel, adică în recipientul de un litru. Doar nu-s capră, zice el, să mă mulțumesc cu un țap, care e de 0,5. Eu am mai găsit și denumirea de cal, dar cred că e pur și simplu o chestie de mărime pentru halba de un litru, care există. Eminescu era celebru că avea propria lui halbă, o halbă rozalie, pe care o ducea la petreceri spunând că păstrează mai bine gustul băuturii. Halba tradițională este halba cu capac, care în felul ăsta previne aerisirea prea mare a berii. Adică în momentul când berea devine cumva leșinoasă. Dar cam pe acolo și marii fabricanți de bere pentru România sunt nemții Opler și Luther, după care dublați și la un moment dat întrecuți pe bună dreptate de către Bragadiru, devenit Rahova. Luther devine Grivița, Bragadiru devine Rahova în perioada comunistă la naționalizare și oare, după aia se extinde. Un rol aparte, o întâlnesc în foarte multe meniuri vechi, oare berea Azuga. La Azuga este o fabrică de bere foarte apreciată și în perioada Belle Époque și în perioada interbelică. Aproape că nu e chef să nu fie dublat de fabrica de bere Azuga, ceea ce spune, cum a spus și Păstorel și o spun mulți alții, e ok să bei și bere și vin dacă l-ai băut în ordinea în care am spus-o eu acum. Berea după vin, și am trăit-o pe propria piele, produce un efect semicatastrofal. Și în general, mai ales aviz celor care sunt la vârsta noastră sau mai jos, beția din bere e cea mai nenorocită beție pe care o poți experimenta vreodată. Trece greu. Exact ce am spus, că sunt două efecte majore ale beției, supărarea stomacului și dereglarea echilibrului energetic, să zicem așa. Berea le bifează întotdeauna pe amândouă. De regulă, alcoolurile tari, că e răchie, că e pălincă, că e whisky, că e cutare, umblă mai repede la nivelul energetic. Adică dau senzația de leșinătură, mai puțin senzația de iritare stomacală. Vinul e cel mai prietenos stomac pentru că la gradația alcoolului este tot exact la mijloc. Adică o bere obișnuită are 6, 4, 5, 6, 7, 8. Vinul e undeva între 12 și 16, alcoolurile tari se învârt pe la 40. Și atunci, automat, și efectele sunt grupate în funcție de asta. Exista în vechime o artă de a bea. Adică bucureșteanul și, în general, românul, când voia să se distreze, în primul rând că nu există conceptul, este exclus doar să bei, fără consumație. Nu există băutură nesoțită de mâncare. Și asta e o treabă simplă, este ceva ce eu nu pot să înțeleg astăzi, la maniera de a te distra, să dai șaturi la bar. Deci în afară de cazul în care chiar vrei să te faci glugă de coceni în jumătate de oră, nu prind sensul să tragi niște șaturi pe nemâncatele într-un bar care nu-ți dă decât șoturi. Nu vreau să distrug nicio industrie, dar ce e aia? Plus că șotul este o amestecătură de mai multe alcooluri care tocmai că au reacții diferite. Sunt și șaturi fără... Chiar și așa, cultura în sine, dar da capac niște alcooluri, ceea ce seamănă cu ceea ce au introdus rușii în țările române, concursurile astea de băut, de vodcă. Apropo, vodcile nu-s tot aia cu vodka. Vodka prinde foarte târziu la român, tocmai pentru că este un alcool fără gust. Și românul, în perioada veche, chiar bea pentru gust, dar e scârbit de bere, pentru că berea e amară. Pe când vinul, un vin bun chiar are buchet, adică te bucuri de el odată. În momentul în care îl miroși, te bucuri de el palatal când îl guști. Aici eu nu sunt snob. Chestia asta era o treabă pe care o împărtășea oricare român. Asta este explicată și de forma țoiului, de forma recipientului vechi pentru țuică, care seamănă cu o eprubetă din laboratorul de chimie. Gura lui îngustă este ca să nu-ți vină damful ăla de țuică în nas, care nu-i plăcut. Și atunci prefer pe ăla îl dai capac, că pentru ăla cauți efectul, nu cauți gustul sau mirosul propriu-zis. Și Păstorel Teodoreanu face o opoziție foarte faină între balonul folosit pentru coniac, paharul ăla foarte burtos, și țoiul de țuică, zicând, ia fiți atenți, vezi că francezii, pornind de la aceeași băutură spiritoasă, au rafinat-o până când asta a devenit o plăcere și pentru nas, că ăla de coniac de-aia atât de larg, ca amatorii de coniac, întâi vor să-și clătească un pic nările în mirosul coniacului fin și după aia să bea, pe când la noi dimpotrivă, noi în loc să fim oameni de soi, am preferat să rămânem oameni de țoi. Adică oameni care nu rafinează alcoolul și îl dau
Oricum, în general, românul se pare că nu prea are o cultură a băutului în perioada veche, respectiv se observă faptul că nu știe să învechească băuturile. El spune vin vechi vinului de anul trecut, ceea ce este o inepție, pentru că vinul vechi poate să meargă până la 30 de ani. Inepție devine și la abia vin de 100 de ani și a pierdut orice fel de proprietate. Chestia este remarcabilă prin simplu fapt că mai poate fi băută după 100 de ani, dar în rest el nu mai e mai bun după 30 de ani. Dar într-adevăr, în funcție de sortimentul de vin, oricum vinul care se nobilează cel mai greu este ăla roșu. Aici nu vorbesc că îmi place mie roșu, este o treabă demonstrată de atâtea ori. Italienii au vorba aia că există vin și există apă. Vinul alb se învechește mai repede, vinul roșu mai greu. Adică vinurile cele mai grele, cum era considerat, Cotnarul era considerat printre cele mai nobile vinuri în perioada veche, nu mă refer la cei acum pe piață, la vărsat așa, ăla se considera că aproape că nu există o perioadă când nu mai câștigă îmbătrânind. Știi că îi și zic alea că unii oameni îmbătrânesc ca vinul, alții ca laptele. Da. Așa? Vinul, dacă este calitativ, pe măsură ce îmbătrânește, am spus chestia asta, în butoi, nu în sticlă sau în damigiana, deci el îmbătrânește în doagă, de unde și preia anumite proprietăți ale lemnului, de-aia anumite vinuri au un anumit buchet, pentru că preiau din doagă. Doaga nu-ți dă oricând, butoiul vechi nu mai dă nimic, că ăla deja și-a pierdut proprietățile astea, de-aia se și schimbau. Adesea și era o zică la un moment dat că, bine, vis-a-vis de alcoolul letal, plantezi un prun, bagă și o doagă în pod. Că o să-ți trebuiască la un moment dat. E bine, dacă vinul se educă în ani, alcoolul tare se educă în zeci de ani, ceea ce la noi iar este o barbarie, că noi zicem țuică veche la țuică de 3-4 ani. Nu, țuica veche este de 20-30 de ani. Ea abia atunci își lasă, pentru asta avem gradațiile alea la coniac, VSOP, VS, VSOP, XO și așa mai departe. Adică un coniac considerat de clasă medie spre înaltă este un coniac mai vechi de 15 ani. Și mai avem și o treabă, din păcate se pare un soi de viciu de gust. Se pare că vinul preferat a fost cam dintotdeauna rozeul. Pentru, nu cam dintotdeauna, din perioada modernă încoace. Rozeul care în general este vându-se compres. Vin de a doua presă. Rozeul nu este un sortiment de struguri care să dea roze. Rozeul este un roșu diluat. Adică teascul ăla după ce l-ai zdrobit odată, când îl mai zdrobea de oră, mai rezulta ceva, care bineînțeles că era de calitate inferioară. Zaharurile rămâneau mai des acolo, de aia rozeul de regulă e mai dulceag. Eu vorbesc de perioada veche, habar n-am cum să fac vinurile în actualitate. Și la fel era de plânsă faptul că bucureșteanului de multe ori îi place rozeul ăsta, care este de fapt vin de calitatea a doua. Adică la băut nu eram foarte cultivați. Eu cred că mai erau și o chestie care ținea de istorie. Bea, n-aveai, pentru că nu exista stabilitate, nici n-aveai unde să ții alcoolul să se învechească. Dar acum, până nu vin turcii, până nu vin... Nu, aici, sincer, cu turcii nu prea erai la mare risc, pentru că turcii... Nu, până veneau unii sau alții. Turcii chiar respectau de multe ori chestia asta. E adevărat că nu toți, că ei au interdicție la alcool. Corect, turcii, nu, de exemplu, sunt unul dintre motivele pentru care porcul este rege în gastronomia românească, pentru că porcul era singurul animal pe care nu ți-l luau. Oamenii s-au învățat cu timpul să nu mai crească oi, capre, vaci, care puteau fi luate oricând, să crească porci. Și așa a devenit porcul rege în bucătăria românească. La fel, nici alcoolurile nu erau primele vizate de turci, imediat vorbim și de viceversa. București are, în schimb, o problemă geografică. Pânza de apă freatică este foarte sus, este un loc neprielnic pentru pivnițe, unde se învechește vinul. În București era greu să-ți faci pivniță dacă aveai o casă, mai ales în zonele mai joase dinspre sud. Până astăzi se întâmplă chestia asta, când plouă te trezești cu bălți în zona aia, pentru că apa, pânza de apă freatică e foarte sus. Nu poți să sapi pivniță. De aia tocmai se dubla cel puțin valoarea unei case când era vândută în perioada veche, dacă ai avea pivniță. Deci nu e adevărat mitul cu tunelurile subterane de la aparatul Dudeș? De la... Eu îl citesc pe domnul Radu Oltean, pe care am avut ocazia să-l cunosc, e un istoric în viață, și care mi-a spus, o răspicat, exact mergând și pe argumentul ăsta, bă băiat, pânza de apă freatică e foarte sus, e aproape imposibil să faci tuneluri lungi în perioada veche. În perioada nouă, când apare betonul cu hidroizolație, cu cutare, poți să faci și sunt unele atestate limpede de la Palatul Parlamentului, nu știu unde, dar astea sunt încoace, în secolul 20. În perioada veche e aproape imposibil. Deci ideea cu tuneluri pe sub Dâmbovița, care e științific-o fantastic,
plus că nu aveai resursele în majoritatea cazurilor să faci un asemenea tunel cu materialele vechi, era aproape imposibil. Sunt câteva cazuri de tuneluri bucureștene, adică nu e complet legendar, dar cea mai des întâlnită formă are o necesitate practică. Ca să mă feresc de incendii, dacă mi-a foc casa, îmi conectez pivnița mea cu pivnița ta, care mi-ești vecin, și în felul ăsta, dacă mi-a luat foc casa, eu evacuez prin subsol, trec prin tunel la tine în casă, care sperăm că încă nu arde. Și în felul ăsta mă salvez. Mai departe, cazurile reale de tuneluri, cum e ala de la Plumbuita, de exemplu, sunt excepțiile. Și oricum ele sunt mult mai posibile în nord, unde se înalță terenul, decât în sud. Mai avem și o zonă înspre vest, unde se înalță, dar acolo a fost locuită târziu, înspre drumul Taberii. Adică acolo nu e cazul pentru că nu era oraș la momentul respectiv. Altfel nu, mai subțire cu tunelurile bucureștene, nu m-aș arunca să spun. Cu siguranță există unele, dar nu atât de multe pe cât ne imaginăm noi și în niciun caz nu de dimensiunile vehiculate de către unii și alții. Și n-am ajuns la perioada lui Carol. Nu, abia acum o chinuim. Cât e ceasul? Păi, sunt orele înaintate, cum se spune. Da, deja dacă eram în perioada veche ne pregăteam de culcare, nu? Păi, găinile deja se duseseră. Da? Că văd și eu pe geam că deja se întunecă și totuși august, adică ne apropiem de 8 sau a trecut de 8? A trecut. Ce drăguț! Hai că e bine, am rezolvat-o frumos pe asta. Să păstrăm a doua etapă ca pretext pentru o nouă discuție. Serios? Zici să o încheiem aici? Eu mai aveam o întrebare pentru tine pe care nu am pus-o aici, că o gândisem așa ca ultima. Pentru că tu tot ai spus în podcast-urile tale, tot de referință la Game of Thrones. În afară de Samuel Tarly, ce personaj ai fi din Game of Thrones? Tu mă întreb cu cine mă identific sau cine mi-aș dori să fiu, că sunt două chestii diferite. Ok, cu cine te identifici și cine ai vrea să fii? Hai să punem pe... Mă identific cu un nene care este foarte puțin prezent în serial propus, cu Manderly. Cu Sir Too Fat to Mount a Horse. Este unul care conduce portul alb, White Harbor. Wyman Manderly îl cheamă pe el. E un tip foarte abil și care se bucură foarte mult de viață. Nu știu, prin ce sezon apare? Apare foarte puțin, cred că prin penultimul sezon. Este un nene bătrân, așa, încărunt, bine de gras, care îi jură credința lui Jon Snow când îl proclamă regele Nordului. Aha. El, în romane propriu-zis, are o acoperire mult mai largă. Este unul dintre oamenii care rămân, de fapt, loial casei Stark, dar se pretinde loial Boltonilor și duce o politică dintre asta duplicitară. Aha. Adică genul de om abil și care știe să se descurce fără să facă o tragedie. Eu îi detest ca mod de viață, îi respect pe cei care au ajuns, dar detest ideea de martiriu. Nu-mi place ideea de suferință dusă până în extremă și consider că te poți descurca în viață îmbinând cumva utilul cu plăcutul. Deci cu ăla mă identific, îl admir, deși nu mă identific cu el, pe Tywin Lannister. Până la modul ăsta searbăt, dar de fapt se dovedește că omul nu era atât de searbăt de virtuos pe cât pretindea altora, dar abilitatea lui politică e într-adevăr ieșită din comun și are anumite citate care mie mi-au rămas cu aia, cu un leu nu se preocupă de părerea unei oi. Adică ăsta ar fi unul dintre ele. Nu mă așteptam. Nu te gândi că admir omul în ansamblu. Admir anumite modele. Da, da. Iar personajul care mi se pare că dă replici și mai deștepte decât Tyrion în Game of Thrones este Lady Olenna Tyrell, regina spinilor. Da. Deci mie mi se pare, ăla e personajul cel mai efervescent din întreaga serie. Da, poți să simți căcatul de la 20 de kilometri distanță când se apropie de Game of Thrones. Este absolut fabuloasă. Iar actrița a fost foarte bine aleasă, îmi scapă numele, știu că a decedat acum ceva timp. Da, a fost ultimul ei mare rol, dar actrița a fost absolut genială. Se vede că a fost o femeie frumoasă, dar o femeie frumoasă dublată de spirit, care nu s-a lăsat doar pe frumusețe. Că într-adevăr a avut talent actoricesc pentru că intră splendid. Mie mi se pare că bate personajul din carte. Actrița în sine, cu jocul ei actoricesc. Și în carte este gândită exact ca o bătrână dintre asta foarte verde și care ține bine frâiele. Eu am citit cărțile cu 3 ani înainte să apară serialul propriu-zis. Am citit acum
11 ani și nu le mai țin minte. Nu știu să fac calculul cât e serialul plus 3 ani, dar probabil cam tot pe acolo. Eu sunt mai degrabă tributar imaginii din carte a personajelor. Charles Dance, într-adevăr, pentru Tywin Lannister a fost o foarte bună alegere. Chiar are stilul personajului respectiv. La Lady Olenna, în schimb, actrița chiar mie mi se pare că bate personajul din carte. Adică asta era o veche cultură de a petrece timpul liber și de a huzuri, să zicem așa. Tabieturile, până la un punct, sunt bune. Să știu ce-mi place. Să-mi place să mănânc, ce-mi place să beau, cu ce grup de persoane vreau să umblu, să știu ce vreau să citesc, să știu ce vreau să consum cultural sau oricum altcumva, să știu unde mă simt bine ca decor, oameni pentru mare, oameni pentru munte, oricum asta urmează să le acoperim, că vilegiatura, tot ce ține de mersul la mare, mersul la munte, n-am acoperit, pentru că noi am rămas în epoca în care mare n-aveam, că Dobrogea era la turci, iar munte era zona de frontieră unde nu prea aveai ce să cauți decât dacă vrei un glonț în cap. Sau căutai refugiu. Da, adică în niciun caz nu era vorba de vacanță dacă ajungeai la munte până la 1840-50 chiar. Adică cumva pentru munte, ca să punem început discuției de data viitoare, cam edificarea Peleșului dă semnalul hai băieți și pe la munte în vacanță. Bine, încheiem episodul pentru huzur, nu? Tu, da, corect. Deci aici putem să-i spunem huzur și o să continuăm cu loazir. Perfect. Când a devenit loazir. Super. Mi-a părut bine. Mulțumesc frumos de invitație. Și eu mulțumesc.